Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Deci ce puteam noi să facem în momentul în care începe înregistrarea asta? Eu mă uitam aici la vinul ăsta pe care l-ai adus, spaniol vinul. Da. Și încercam să înțeleg ce fel de vin e. Dacă de scump e scump, mulțumim. Sunteți generos, domnul Radu Paraschivescu. Așa e când vin din Spania. Așa, Doamne ajută la toată lumea. Te să cinci... mai pleci. Așa. Să te mai duci, să nu vii cu să mai fii goală. Bun. Da. Da. Câte 5 stele la diverse concursuri, la concursul mondial de la Bruxelles, la World Wine Awards. Da, interesant. Interesant și bun. Deci asta puteam să facem noi. Și cum pe mine mă miră că e roșu. Asta este toată chestia. Da, e șocant și pe mine m-a mirat că am pus mâna pe așa ceva, pentru că eu de obicei nu beau roșu, beau alb. Mi se spune că dacă tot beau câte un strop de vin, ar fi bine să fie roșu. Da? Și de data asta am ascultat sfatul oamenilor care au grijă de mine și am spus roșu să fie. Se potrivește și cu ce va urma. Am întregit de asta, am întregit decorul cu cartea asta, Povestea vinului, a lui Hugh Johnson. E o carte în care îți ia toate soiurile pe rând și îți explică cum e cu strugurii, cum e cu via. Un fel de atlas al vinului. Ăsta apare cam în fiecare an sau la o dată la 2 ani, de vreo 40 de ani încoace. Deci are și regim de la rus aproape, da, da, pentru da, că da, se actualizează exact. În fiecare an. E o enciclopedie și îți explică și te așa încetişor. Am zis la un moment dat, bă, nu mai trebuie să bem decât organizat. Pentru că în anii conform atlasului. Conform atlasului, pentru că în anii tinereții am băut dezorganizat. A vine o vârstă când trebuie să mai schimb. Să ce mai înseamnă în anii tinereții? Adică eu sunt tânăr, da. În anii primei tinereți. Primei, da. În anii primei tinereți. Dar am băut dezorganizat, dar acum trebuie să bem cu carte. Așa. Deci am cumpărat cărțoi. Și e când mai dă băutorului cumpătat. Exact. Și îl deschizi și te uiți. Bă, ce bei, Cătăline? E, beau un, că nu m-am lămurit ce este acest vin pe care de-abia l-am primit. Ribera del Duero. Asta trebuie să fie zona de produs. Dar e bun. E bun. Dar e bun. Am gustat și eu acum și e bun. Mulțumesc pentru migdale. Știi ce îngrașă? Almendras, știu. Băi, dar am spus să fie ceva pe masă, cum se spune. Îngrozitor. Da. Ăștia am adus eu de la o brutărie unde bine ai refuzat să intri. Trebuie să vă povestesc asta. Așa. Am zis, nu mai știu, când am plecat ultima dată de aici, ne-am despărțit și trebuia să intri la brutărie și ai zis că nu mai... Te-am lăsat drept în față, că nu mâncasei. Penultima dată, da, știu. Da, 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 că nu mâncasei. Și ai zis, eu trebuie să-mi iau ceva, te-am lăsat drept în față. Da, da, da. Și zi tu. Și m-am dus, hotărât să-mi iau ceva săcios și dulce. Și acolo am intrat în luptă cu mine însumi. Și am spus, ce fac acum? Trădesc bunătate de promisiune pe care am făcut-o Irinei, că o să mă supraveghez, că o să mă controlez. Sau dau naibii de promisiune și înfulec și după aia mă dau virtuos acasă. Și am intrat, așa. Am luat, așa. M-am uitat la el așa frumos și l-am dat cuiva. L-am dat cuiva. Când să mușc din el, am cred. Zis, bă, nu, ba da. L-ai dat cuiva de pe stradă la Da. A fost la îndemână, e adevărat, adică a fost o situație fericită în care era cineva acolo care cerșea și am spus, fac și o faptă bună, fără să mi-o fi propus. Ce tare! O să am loc în față, la poarta Raiului. Vă spun, știți, și am dat un dulce pe care mi-ar fi plăcut să-l mănânc. Știi că sunt bancuri cu Naționala României. Nu ai văzut, apropo de Poarta Raiului? Nu mai știu. Nu știi, a apărut acum, după meciurile astea două. Păi nu le-am văzut, am fost plecat. Da, zice așa, în felul următor. Naționala României ajunge la Poarta Raiului și iese Sfântul Petru și zice, cine sunteți? Cine sunteți voi? Și băieții spun, suntem Naționala României. Și cum ați nimerit poarta? Da. Bun. Da, astea sunt din alea cu Timo Werner, știi? Cu Timo Werner. Da. Deci este, lumea sportului este plină de Timo Werner care ratează. Da. Până și bancuri cu iubita lui a apărut într-o fotografie cu iubita. Ratează și cu iubita. Are un moment cu la finala Ligii Campionilor cu un tricou al lui Chelsea când arată emblema, știi? Ai văzut? Băi, am văzut finala. N-ai văzut, nu? Da, nu fotografia, n-ai văzut-o pe Facebook? Nu. Și aici este emblema și el pune degetul deasupra. Mai există un moment, tot fotografia de la finala Ligii Campionilor cu Timo Werner, care
ratează fotografia, adică toată echipa se uită la... și el se uită în altă parte? El se uită la altă cameră, că știi că sunt mulți fotografi. Asta deja e vocație, dar nu ai poți să spui că e întâmplare. Da, e vocație. Da, este un coleg bun pentru Olivier Giroud, care la Cupa Mondială a reușit să nu trimită nimic pe poartă, nu să nu marcheze, să nu tragă pe poartă, el fiind goalgetter. Eu, da, n-aș zice să ne apucăm prea devreme de fotbal, voiam să spun că am văzut astăzi o statistică a lui Giroud. Da. N-ai ce să-i reproșez. N-ai. Ai avut la Cupa Mondială, aveai, poate în rest nu. Da, dar e la locul potrivit, e campion mondial, da, este câștigător al Ligii Campionilor, a câștigat campionatul în Anglia. Ce mai a câștigat? Campionatul în Anglia? Cred că l-a câștigat. Nu. A câștigat City campion. FA, nu anul ăsta. Nu l-a câștigat nici în trecut. Are mai multe cupe, campion al Franței. Da, Are o carieră perfectă. Da. Dacă în contextul echipei, da. Dacă descompui echipa în jucători și îl compari cu alții de acolo, vezi că nu este strălucit. Dar mă rog. Da. Hai, stimați cetățeni, că domnul Radu a zis așa. Domnul Radu, ca la pedicură. Da. Vă rog eu, și cu mine și nu numai noi, mai veneau și alții din Luguri. Și la clinicile noi veneau tot felul de oameni care aduceau discuri. Și unul dintre discurile care mi-au rămas la suflet este Brothers in Arms, unde se simte și un pic de influența lui Dylan la anumite piese. Se simt multe influențe, de fapt, al lui Notting Hill Billies, mai multe. Și mi-a plăcut și țin minte că era piesa pe care o ascultam când mergeam fie cu unchiul meu care avea mașină, o Dacia obișnuită, rablagită, fie cu vărul meu care concura cu mașina tatălui. Mașină? Ascultați mașină? Păi se prindeau postul Sârbești. Eram la Lugăș. Nu. Mă gândeam ce tehnologie aveați voi în Dacia. Nu. Ascultam așa ceva, intrau posturile. Păi și cum, la Sârbi se dădea muzică din asta? Păi ăsta e din Sârbesc. La radio se dă? Da, sigur că da, cum să nu. Da. Păi da, erau unul dintre posturi, cred că un post croat, cred, nu știu, a trecut mult de atunci, 202 se chema, îți dădea muzică pe care să o înregistrezi. Da. Venea un băiat, un prezentator și spunea, astăzi aveți, ăsta, Brothers in Arms. A apărut așa, componența trupei este următoarea, pregătiți aparatele și acum partea întâi. Și tu te dai play. Deci puteai înregistra, vărul meu a înregistrat multe discuri de acolo. După care omul, în funcție de cât alcool avea în el, îți prezenta partea a doua discului și câteodată îți mai pune odată partea întâi. Și nu se știe ce se întâmpla acolo în studio. După aia revenea, îți spunea și partea a doua, deci era muzică de înregistrat, nu doar de ascultat, chiar și de înregistrat. Da. Nu-ți vine să crezi acum că în fosta Iugoslavie se întâmplau lucrurile astea, dar se întâmplau. Și asta mie mi-a rămas la suflet, discul ăsta. Știi că l-am și eu fix cu aceeași copertă, dar cumpărat de pe partea rusească a vremurilor. Da. Și tot vinil. Da, păi eu am multe viniluri, bun, aici am adus câteva la care țin, da? Printre care și ăsta, care are, am impresia, una dintre chitarele lui Mark Knopfler pe el. Am văzut-o și în concert. Ei,
Erau anii aceia, când fiecare disc achiziționat era o mică victorie, un succes al tău și o mică victorie împotriva sistemului. Aveai sentimentul ăsta câteodată, păi i-am păcălit, le-am tras clapa din nou. Ei ne dau, nu știu, Doina Limbășanu la televizor și noi luăm Pink Floyd. Sâc, da? Și eram invidiați, eu cel puțin, că eu veneam la București și veneam cu o recoltă bogată și mă întreba, de unde ai lucrurile astea? Zic, bă, cum de unde? Parcul clinicilor noi. Da. Ești pregătit să începem? Da, sigur. Că da, știi că trebuie să și începem acest podcast. M-am gândit că o să vină momentul. Până acum am stat de vorbă. Mulțumesc pentru migdale, pentru biscuiți, pentru vin, așa. Dar e momentul să începem. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Bun găsit, Radu Paraschivescu! Bine te-am găsit, Cătălin Striblea! Bine ai revenit la Vorbitorincii, mulțumim pentru foarte multele comentarii pe care le-am primit pe YouTube, că acolo este canalul în care se discută cel mai mult și cel mai bine văd. Am încercat să răspund unora dintre dumneavoastră, în măsura posibilităților. Sper să ne contactați și pe Facebook, acolo e dialogul mai ușor. Podcastul rămâne și pe platformele audio cunoscute în continuare, dar am zis să ne și vedeți. Eu cer iertare că aveam venit din concediu de 2-3 zile și n-am avut timp. Intri tu pe YouTube acolo să te uiți, da, să mai răspunzi la oameni sau... Păi aș intra și aș răspunde și cred că o să o și fac. Nu, niciun dar, că la câte răspunsuri dau pe Facebook, am înțeles. Aș face-o și pe... Da. S-a uitat multă lume la noi, mulțumim. Mulțumim pentru, știi, like, share and subscribe. Așa, da. Deci da. Asta e important. Subscribe, like, share, dați-ne și dacă vă place, arătați-ne și la alți oameni, pentru că de asta e vorba. Ce dorință preală am eu e să construim o comunitate a bunului simț. Da. Și a poveștilor și a lucrurilor. Toată și a bunului gust. Cine știe, că asta merg împreună. Există și a gustului gust. Bun. Da. Mai zi tu că eu iau o migdală din asta. Da. Păi, ce să spun? Am venit dintr-o vacanță. Lumea m-a luat de odihnit. Asta e o greșeală strategică. În momentul când întorci din vacanță, de obicei, ai nevoie de o pauză. Ca să te repui pe șine, ca să te recuplezi la ce ai lăsat în urmă cu o săptămână sau două. Eu am făcut oarecum a nevoie rebranșarea la cotidianul românesc, dar am făcut-o până la urmă. Am văzut Barcelona și Valencia, mă rog, am revăzut Barcelona și am văzut Valencia pentru prima dată. Experiență foarte plăcută din toate punctele de vedere, cu mici bemoli la cheie în ceea ce privește registrul culinar, unde am în continuare rețineri. Asta îmi spune că trebuie să anunțăm și sumarul ediției de astăzi. Da. Mâncarea. Vom vorbi despre mâncare din Spania. Da, o parte din ea, o mică parte. Cât avem. Aici ne bucurăm și noi de mâncare din Spania. De asemenea, vom vorbi despre excursiile pe care le-am făcut recent, despre bullying. Avem mai multe cărți de lansat, de fapt nu de lansat, de povestit despre ele. De recomandat, da. Unele sunt noi, altele sunt mai vechi. Campionii olimpici sunt la locul lor. Nevoia ne împinge să vorbim și despre naționala României. Da. Asta este viața. Sper că n-am ratat nimic. Avem... Ai o neașteptare la un moment dat. Am o neașteptare, am două neașteptări de fapt. Și poate o să zic și două vorbe despre Naomi Osaka, dacă o să mai suporte lumea atât subiectul de mult. Subiect, am văzut că ai și scris în gazetă despre ea. Am și scris, dar mi se pare important. Este. Mi se pare important ce a făcut ea, mi se pare important și pentru noi ca societate. Ea deschide niște drumuri, eu nu pot să fiu de acord întru totul cu ea. Da. Și am adus și un mare argument aici, e în cartea asta lui Neil Harman. Și o să-ți prezint argumentele respective. Dar întâi, ne zici tu cu excursia ta din Spania sau zic eu cu excursia mea de la Constanța, cum e? Cum vrei tu. Da, hai să știi cum... Vrei tu să începi? Nu, asta voiam să te invit. Da. Bun, e o excursie de revanșă, pentru că noi antamaserăm, Irina și cu mine, un city break la Valencia anul trecut. Era antamat înainte de începutul pandemiei, neștiind că urmează așa ceva. Viața a fost dată peste cap. N-am mai făcut city break-ul ăla pentru că eram în stare de urgență în perioada aceea.
Ceva mai devreme rataserăm tot împreună un city break la Bruges, unde pe agenda mea figura și Ghent. Și am spus, if at first you don't succeed, then try again. Da? Și am zis, hai să încercăm anul ăsta, că lucrurile încep să se calmeze, lumea începe să-și reintre în ritmuri, nu mai sunt ritmurile chiar de altă dată, dar lucrurile arată mai bine. Și am făcut povestea asta, de ce am inclus și Barcelona, într-un motiv meschin, prozaic, pentru care ore mai bune pentru avioane. La Valencia e ceva la limita plauzibilă. Avioane pe la 6 dimineața, no, nu putem, am și eu o vârstă. Tânăr, dar nu atât de tânăr. Așa că am stat 2 zile plus 1 în Barcelona și 4 în Valencia. De ce 2 plus 1? Pentru că oamenii de la Blue Air au avut grijă să ne mute și data plecării și data sosirii. Bravo. Și a trebuit așa să... Așa se face. Așa se face, să da. Se bucure turistul de da. Spania. Turistul s-a bucurat, nu-i vorbă. Am stat 2 zile în Barcelona și am văzut ce se putea vedea fără galop. Și am văzut un parc Güell care era nu depopulat, dar cu mult mai puțină lume decât în urmă cu 11 ani când îl văzusem eu pentru prima dată. Sagrada era închisă, dar e o poveste întreagă și pe din afară. Adică nu te plictisești uitându-te la ea din potrivă. Erau și niște macarale pe acolo care stânjeneau demersul fotografic. Am văzut Bocheria, pentru că asta este o bifă pentru toți cei care merg pe acolo, dar am văzut Palatul Muzicii Catalane, care iarăși este o frumusețe de clădire, și ne-am mai dus. În ultima zi, în ziua în care ne-am întors la București, am văzut Casa Batlló, pe care data trecută eu nu putusem să o văd din cauza puhoiului. Era ceva infernal acolo. Acum au fost vreo 15-20 de oameni la bilete, și răsfirați pe urmă într-o clădire care are câteva etaje și o terasă și ceva absolut spectaculos. Lucruri de genul ăsta. N-a fost un turism de achiziție sălbatică, așa cum eu făceam la primele ieșiri din țară, în ideea că... Trebuia să vezi tot. Să văd tot, că nu știu dacă mai apuc să mai vin. Da. Plec da, și altă dată. Am luat pe urmă un tren de coastă până la Valencia. Trenul ăla de coastă atinge la un moment dat 251 de kilometri, pentru că ai afișaj în permanență unde ești, câte grade sunt. Și faci cam între 2 ore jumate și 2 ore și 3 sferturi, 300 și un pic de kilometri. Și am ajuns în Valencia, care este o bijuterie de oraș. Păcat că piața centrală, Plaza de la Reina, este în săpături. Și nu pot să prinzi perspectiva, inclusiv catedrala. S-au făcut-o bine, nu în sezonul de vară, când da, mulți da, da, vizitatori. Da. O să fie o frumusețe când o să termine, dar poți să vezi catedrala, poți să vezi turnul octogonal, Miguelete. Poți să vezi multe lucruri în Valencia. Noi am fi ratat Biserica San Nicolas, nu știam de ea. Știam de alte lucruri din Valencia, toată lumea știe de oceanografic, de bioparc, de lucrurile astea, dar am avut norocul că am cerut o hartă a orașului la recepție și pe harta aceea era cupola Bisericii San Nicolas și dedesubt scria că valencienii îi spun Sixtina Valenciei. Și ne-am dus după ea imediat și am găsit-o pe o străduță neanunțată de nimic, noi așteptam ceva mare. La un moment dat se face un intrând într-o curte foarte strâmtă și la 30 de metri în fundul curții e biserica. Dar nu vezi, are un nivel sau două. E o casă obișnuită care are o cruce. Și intri și te trezești cu tavanul acela în toată splendoarea lui. Orașul e foarte frumos, e calm, relaxat. Da, am stat câteva zile acolo. Da. Ai trecut prin Albia Secată. Da, ne-am plimbat pe acolo prin parcul ăla. Da. Nu cu bicicleta. Multă lume face sport acolo, e o zonă minunată. Noi n-am bănuit întâi ce e, că n-aveam ghid, nici nu ne pregătiseram cu alte treburi, dar ne-a explicat lumea că am zis, dar aici se întâmplă ceva ciudat. A fost un râu deturnat, da, și acum a devenit un parc. Genială idee. Da. Vine un oraș verde, Valencia, am înțeles că și Alicante, care e la 160 de kilometri, e tot așa. Și te simți bine acolo. Te simți bine de obicei și când mănânci. De obicei, nu tot timpul, dacă pentru că Spania e o capcană gastronomică. Ajungem și la mâncare, o să povestești tu, dar aici trebuie să te îmbeți cu
forma orașului, a, na, cu balcoane, cu clădiri. Este are o arhitectură splendidă. Am văzut sediile câtorva bănci, am văzut Palatul Poștei, nu castelul, nu știu care, nu, sedii obișnuite. La piața ai fost? Da, sigur. La piața în sine este... Piața este un monument. Un monument. Da, este un este monument. Genial. Da, am pus și o poză din piață care a stârnit niște reacții despletite. Da, o să vorbim despre ele. Da, da. Dar acolo merită să vezi, și asta e o mare întrebare pe care ar trebui să ne punem, de ce piețele lor sunt mici bijuterii de arhitectură, dar și din bun gust înăuntru și de bun simț. Acolo nu ești într-o piață în care vin niște cetățeni țărani și aruncă roșiile și cartofii. Da. Și urlă unii la alții, se înjură și ascultă. Și tot țipă tot felul de lucruri. Da, dar nu e vorba despre asta, e vorba de cu totul și cu totul altceva. E ca un muzeu, e ca o operă de artă, e ca o invitație este o operă de artă. Cum să zic, o operă culinară rafinată. Da. Chestiuni de genul ăsta. Te așează un pic altfel. Te instalează un pic altfel în lumea ta și în viața ta. Nu întâmplător lumea fotografiază acolo și nu turiștii. Turiștii nu erau mulți. Inclusiv oameni din Valencia. Sau în perioada din... asta. Da. Acum e minunat de vizitat, pentru că nu e puhoi. Găsești intrări la obiective, cum se spune, și la oceanografic. Au fost 7 persoane în față. Ca vreme e minunat să te duci și în februarie când mergi în sacou. Da. Sunt între 16 și 20 de grade. Da. Bun, și neprevăzător, nu mi-am luat costum de baie și nici Irina. Am zis să avem multe de văzut și de plimbat, nu o să avem noi nici timp, nici vreme. Nici vreme meteorologic vorbind pentru baie sau plajă, dar am încercat un pic apa la propriu. Era caldă, foarte caldă. Plaja Malvarosa, care cred că e cea mai importantă plajă a lor, cred, nu sunt sigur, are o lățime de peste 500 de metri, este un nisip de extremă finețe, apa este limpede, e cristal, poți o bei și era cald. Eu mă așteptam să fie rece, fiind început de iunie, sfârșit de mai început de iunie, nu, era foarte caldă. Era lume în apă, se zbenguiau, fără prea multe saltele și șezlonguri și umbrele, erau câteva, dar nu abuziv. Totul perfect. Oamenii, repet, destinși, petrecăreți, localurile deschise, se poate mânca și înăuntru. Cine vrea să stea înăuntru, stă înăuntru. Da, încet, încet îi vezi și pe ei, îi vezi pe cei care servesc, nu pe toți, dar pe majoritatea. Îi vezi pe oamenii din jurul acestor locuri, că sunt, respiră un pic altfel. Le-a mai venit un pic culoarea în obraj. Rău de tot. Nu e ce s-a întâmplat aici. Poate noi nu avem nici dimensiunile exacte ale dezastrului, dar pentru oamenii de acolo a fost rău și foarte rău. Pentru ei, pentru italieni, pentru francezi, pentru englezi. Da, adică noi, ca să zic, nu pot să spun că am dus-o bine, dar n-am avut parte de zguduirile lor. Și cam asta a fost povestea. Ne-am întors la Barcelona cu același tren, cu perechea lui. Doi prieteni ai Irinei, care între timp au devenit și ai mei, un român, Alex, și o spaniolaică, Teresa, căsătoriți și stabiliți la Murcia, au venit după noi cu mașina și ne-au dus la Sagunto, sau Sagunt, care este un pueblo, cum spun ei, adică un orășel foarte frumos, pitoresc și cu un castillo, cetate de fapt, sus de tot. Se vede de pe autostrada Barcelona-Valencia. Se vede sus așa, e foarte lungă, un kilometru și ceva lungime. Ne-am plimbat pe acolo prin ruine, ne-am plimbat și în cartierul evreiesc, care e frumos. Bun, cineva a pus o cruce acolo, n-avea ce să caute, că e totuși cartier evreiesc, puteau să-l lase în pace. Dar e un loc interesant. E un loc interesant cu o catedrală unde efectul de vitraliu este dat de niște bucăți de marmură. Pe Mestalia ați fost? Am fost pe lângă Mestalia. Am trecut la un moment dat cu mașina când ne-au adus prietenii și am zis, aici am încasat un 4-1 cu 3 penaltiuri și un autogol. Dar i-am iertat. Ăla fiind Realul l-am încasat. Ăla fiind Realul, da. Și foarte frumos. Și oprit la Manolo peste drum de stadion? Nu. Nu, că eram musafiri. E o cafenea acolo, era interesant la Manolo. Nu, dar ne-am propus să ne întoarcem. Am făcut și eu lucruri.
Am fost la Constanța, surprinzător. De ce surprinzător? Surprinzător, ce urmează să-ți spun. Am fost la Constanța că am avut majoratul nepotului și, mă rog, să merge la nunți, petreceri, cumătrii, chestiuni de genul ăsta. Dar, înainte de a pleca, am făcut un interviu cu Ioana Ciocan, care conduce Art Safari și care mi-a zis, printre altele, că la Constanța este un muzeu de artă nemaipomenit. Băi, dar eu care am fost în Constanța des și foarte des, n-am știut acest lucru. Și știi cum e la noi, că de lucrurile cele mai apropiate nu te apropii. Ai timp, da, ai timp. Și nu te gândești. Întrebam și constanțenii, unde e muzeul de artă de la Constanța? El e chiar în centru, adică e bine plasat. Nu vorbești de cel de lângă Catedrala Ortodoxă, nu? Din partea veche, dinspre Faleză. E puțin mai sus. E puțin mai sus, că așa zicea toată lumea, că e poate ăla de artă populară de jos. Nu, e puțin mai sus, scrie mare de tot, de adevărat, pe el are niște litere din alea rămase, cred că din perioada ceaușistă. Da. Acolo a fost o directoare destoinică și pricepută, care a murit anul trecut, Doina Păuleanu. Și care a colecționat enorm de multe opere. Se vede că are foarte multe opere. Asta duce și la niște, cum să zic, neașezări în muzeu. Adică nu sunt lăsate să respire multe dintre ele. Poate ar trebui aduse prin rotație, dar nu are importanță. Sunt artiștii cei mai mari din România. Sunt acolo. Grigorescu, Paladin. Tonița, Lucian. Paladi, sigur, cu nudurile sale nelipsit și negreșit, evident că exista o colecție de nuduri și pentru muzeul din Constanța. Există și o galerie pentru opere noi și am văzut acolo artiști contemporani foarte, foarte faini. Deci ai ce vedea, un loc absolut minunat să te plimbi, e foarte mare. Deci realmente este foarte mare, adică nici m-am gândit, sunt două etaje, trei... cum să zic, trei zone de galerii și am rămas realmente impresionat de tot ceea ce am văzut acolo și opere bune. Dar Cireașa de pe tort este o expoziție complet neașteptată și pentru mine o mare descoperire a unui artist român despre care nu știam, că eu nu sunt atât de informat în materie de artă. Ion Alin Gheorghiu, care este un pictor modern, înțeleg, care s-a stins la începutul anilor 2000, născut undeva prin 1929-30, și care lasă o operă de tip modern absolut spectaculoasă. El are dedicat o aripă acolo și când intri, ți se taie răsuflarea. Adică îl vezi că e din altă lume, el era deja un om care se angajase în toată zona aceea către Picasso, să zic, gândiri de genul acesta, poate și un pic orholiene la un moment dat. Și cu o poveste foarte interesantă, pentru modul în care a abordat el arta, în anii 50 nu a fost prizat de regimul comunist, care a zis, ia mai iau, puștule, mai ia pe aici o pauză, du-te și tu, are o poveste foarte interesantă, du-te, descarcă niște bagaje pe la gara Obor, fii un pic hamal, chestiuni de genul ăsta, că trebuie să te întreții, să trăiești din ceva. Dar după aceea, acum nu știu contextul, dar este recuperat, acceptat cu forma sa operelor. Este un perfecționist, adică nu dădea drumul la opere până când nu termina lucruri. La moartea sa în anul 2000, teoretic ar fi trebuit să fie preluat de Muzeul de Artă Contemporană. Doar că înțeleg, am regăsit un articol de internet din anii 2000, înțeleg că acolo în vremurile alea se stătea la coadă ca să intre. Adică sunt mulți artiști români care așteaptă să fie expuși. El era unul dintre ei și soția sa a zis că merită să-l vadă tot timpul lumea. Și așa au ajuns la Constanța, operele sale. Constanța care n-are nicio legătură cu el. De naștere, nici artistică, de niciun fel. Nu avea. Doina Păuleanu a luat, are o sală acolo. Recomand tuturor să meargă să vadă chestiunea asta. Da, în mintea mea s-au amestecat două sau trei muzee. Cel de artă populară, cel de care spui și încă unul. Eu am fost, dar am fost de mult. Prin Constanța doar am mai trecut de câteva ori în ultima vreme, dar fără popasuri insistente, apăsate. O știu pe doamna Păuleanu, tata și vorbi cu ea de câteva ori. Tata e dobrogean, era dobrogean. Și a și vorbit cu câteva ori și chiar îmi spunea, măi, e un om de toată isprava, adică face aici o muncă pe care n-ar face-o mult și se vede împătimirea în ce face ea.
Da, bine ar fi să înceapă sau să continue, nu știu, și opera de restaurare a centrului vechi din Constanța, unde este o dramă... Dramă politică. Acolo politică, a fost sigur. Lăsat spre a fi luat, da, ca să da, zic da, așa. La 2 lei, da. Dar să știi că asta nu e tot. Deci surpriza deplasării a fost la sfatul aceleiași Ioana Ciocan, ceva de necrezut. Muzeul de artă de la Topalu. Topalu, lângă Cernavodă, la 14 km, o comună, în apropierea Dunării, muzeu de artă. Am zis, băi, stai puțin, ce muzeu de artă, mă, nene? Și când ajungem, bine, fusese avertizat, vezi că are 300 de opere. 300! Da. Păi, și, păi, Tonița, Grigorescu, printre alții, da, ca să numesc, și mulți alți clasici români care erau acolo, cred că și Grigorescu. Și a fost senzațional. Deci într-o comună tipic românească, în mijlocul satului, un muzeu cu 300 de opere formidabile, un muzeu care, bun, cu Shirato, un muzeu care surprinde foarte multe, are și un pic de orientare, Dobrogea și ideile Dobrogei. Și am rămas realmente impresionat. De la Cernavodă faci 14 km și aparent capătă tracțiune. Multă lume merge asta acolo. Să te întreb, ai mai găsit lume acolo? După noi au mai venit oameni, dar surpriza a fost că am vrut să cumpărăm un album cu operele muzeului, pe care îl văzusem la Constanța, la Muzeul de Artă. Înțeleg că cele două sunt legate cumva, sunt filiale sau ceva. Și nu l-am luat de la Constanța, am zis, domnule, e frumos să luăm de la Topalu, pentru că le facem oamenilor de acolo vânzare. La Topalu nu mai erau. Se terminaseră. Și doamna care era acolo a spus că e foarte bucuroasă, că a fost o lună bună, că a vândut 20 de albume. Da. 20 de albume la undeva Topalu. Undeva la 14 km de Cernavodă. Da, este... Îți stă mintea în loc. Frumos. Și o muncă extraordinară de recuperare a unor artiști pe care altfel nu i-am mai vedea, i-am uitat, e o chestiune. Și pentru comuna aia mi se pare impresionant. Eu aș face numai ore, aș face orele, toate orele de educație civică, cultură, ce-or mai fi. Mă întreb dacă există asemenea demersuri să vină profesorii de desen, să zicem, din Constanța, din Megidia, din Cernavodă de oriunde și să-ți facă ore de artă în muzee. Nu neapărat la Topalu, și la Topalu, și la Constanța, și mai știu eu, să meargă la Adam Grisi, unde mai sunt locuri de-astea de văzut neapărat, fără o țintă ideologică sau fără o țintă istorică propriu-zis, ci pur și simplu pentru integrarea artei și informațiilor despre artă în mintea unor copii. Noi n-avem cultura frumosului, educația frumosului, păi, decât de prea puțin. Spun, de asta spun, în Florența erau muzeele tixite cu clase. Da, care veneau cu ghid și cu profesori de artă. Și nu numai muzeele. Pe malul lui Arno erau elevi cărora profesorul de desen le explica despre proporții. Povestea cu creionul, cu perspectiva, îi puneau să deseneze. Și copiii erau bucuroși, adică nu se simțeau încorsetați în niciun fel, nu simțeau rigorile unei ore de clasă. Bun, se uitau în jur și cădea renașterea pe ei, era o splendoare, locul în sine. Mai e un lucru, uite, știi că eu sunt fan artă contemporană și mă duc și tot văd tot felul de lucruri. Și aici, unde ai muzeele astea clasice, unde ai reprezentări ale modernismului, măcar un lucru poți să înveți. Că arta nu este mereu așa cum te aștepți tu, că ți-a zis cineva că așa sunt tablourile. Dacă îl vezi pe Alin Gheorghiu, de exemplu, nu-ți mai pui după aceea întrebări că vin niște studenți la arte și fac drăcoaicele, cum s-a spus, unde am fost noi, sau că fac sirena respectivă în cadă, da? Băi, e o chestiune foarte interesantă, pentru că sirena și asta... Sirena a făcut vaccinul. Cum? Nu era sirena, aia a făcut vaccinul, nu era sirena. Așa, era o femeie care i-a crescut solzi. Exact, da, corect. Și astea se învață. Deci dacă îi vezi pe clasici, uite, pe omul ăsta, nu-ți mai pui data viitoare întrebare, pentru că și astea sunt lucruri care se educă, sunt gusturi care se educă. Nu poți să te aștepți ca toate să fie precum... Uite, povestea vinului care are o scenă clasică pe ea, nu? Da. Și probabil că la data respectivă și cineva a fost oripilat de scenă. Ia uite, bărbații goi. Da.
Există destulă reticență față de arta contemporană. Recunosc că nici eu n-am acces la ea. Nu o resping, asta e altceva. Dar nu pot să spun că o înțeleg ușor. De multe ori trec pe lângă. Și tocmai aici e clenciul, da? Pentru că tu aștepți previzibilul în artă. Unul ca mine, educat cu impresionism, să zicem, deși nici eu nu sunt un versat în ale picturii și în general al artei, așteaptă ceva recognoscibil imediat, ceva unde să se vadă o influență clasică, la vedere, ceva care să nu-l contrarieze, să nu-l scoată de pășine, să nu-l facă să-și pună întrebări. Ceva comod, frumos, armonios, policrom și comod. Da? Ori arta contemporană, tocmai aici, dă o mare bătălie, după părerea mea, în felul în care te invită să spui întrebări, să te contrarieze ceea ce vezi, să te întrebi, da, ce-o fi vrut să arate, de unde vine povestea asta, să găsești tu racorduri și chiar că racordurile alea nu sunt conforme cu intenția autorului, nu contează. Tu ți-ai pus mintea la contribuție, îți funcționează circuitele. Da, asta exact. Mi se pare formidabil. Prieteni, trebuie să mergem mai departe, zic, nu? Am terminat excursiile, de ne acord. Pregătim, da, ne da, pregătim da. De altele. Sper că n-am uitat să zicem mare lucru. La un moment dat am ținut eu și o să aduc aminte, să spunem întâmplările, propun cu încurcăturile noastre prin diverse excursii. Te-ai încurcat tura asta? Tura asta nu. Odată în Barcelona. Deci unul dintre locurile unde n-am putut să ajungem. Așa, mi-ai zis că știam da, ceva, că îmi lăsasem ceva. Da. Ce mi-a venit mie cu Tibidabo? Nu știu. Eu undeva sus spun de-al. Explicați-le oamenilor ce e Tibidabo. Păi încă nu știu că n-am ajuns acolo. Ai zis, m-am uitat eu aseară, e un castelaș. E un castelaș da. Care se vede din oraș, de jos, din Barcelona, se vede undeva sus, se vede și din tren, se vede chiar și din avion la un moment dat. Se vede cam de peste tot. Nu e de proporțiile Palatului Parlamentului, dar este în așa fel așezat pe unul dintre dealurile Barcelona, încât este vizibil aproape de oriunde. Și mie mi-a plăcut cum arăta așa de la mulți kilometri de depărtare și am spus, hai să mergem acolo. Mai ales că data trecută, când nu fusesem cu Irina, n-a apucat să-mi salut. Hai la Tibidabo. Și la Tibidabo eu am propus o variantă burgheză și costisitoare cu taxiul. Și mi-a spus, nu. Nu suntem neam de conte, mergem proletar cu tot felul de mijloace de transport. Și am mers. Am luat un tramvai, după aia cred că am mai luat unul sau un autobuz și după aia a trebuit să luăm niște bilete speciale pentru Tibidabo, bilete de metrou, dar și metrou ăla n-ajungea într-o singură etapă, trebuia să te dai jos la o stație și să iei alt metrou până la Tibidabo. Complicat. Foarte complicat. Și firește că ne-am încurcat. Acum n-a fost cineva anume de vină, pur și simplu ne-am trezit că am coborât la altă stație decât trebuia. Hai să ne întoarcem să o luăm de la capăt, ne-am întors. În timp ce ne întorceam, am început să spunem că poate nu e o miză Tibidabo și lasă că putem să le vedem și mâine. Și am rămas cu biletele alea cumpărate și ale nefolosite. Mai e. Peste un an. Da, nu știu dacă rezistă până atunci, dacă nu expiră. Și asta a fost mica încurcătură, mica frustrare, mai degrabă pentru mine, că eu eram curios ce e acolo. Sunt cârcium, nu sunt cârcium. Deja rataserăm un moment, dar nu din vina noastră, rataserăm fântânile colorate de pe Montjuic, care asigurau un spectacol, inclusiv cu Barcelona cântată de Montserrat Caballé și Freddie Mercury, cu tot felul de delicatese de genul ăsta. Și am spus, hai să mergem acolo. Am mers, tot așa, ostășește cu metrou până la Plaza de Spania, de acolo am mers pe jos un kilometru jumate, există și niște benzi rulante pentru sedentari și pentru cei care gâfâie. Și am ajuns sus acolo unde este un palat național, un muzeu de artă, dar fântânile erau perfect închise. Și lumea care era acolo și care era destul de multă, doar admira orașul și perspectiva și erau tineri care stăteau de vorbă, mai beau ceva, o cerveza, cum spun eu, bericică, jucau, cântau, spuneau bancuri,
Dar ne-am uitat noi lung la fântână și fântâna nici măcar de dragul nostru nu a început să arunce apă colorată. Și am zis, dacă la Montjuic am eșuat, hai să încercăm la Tibidabo. N-am mers nici la Tibidabo, dar astea sunt, cum să zic, episoade mici, neimportante. Eu, pentru că am ratat un deal de ăsta, un Tibidabo de ăsta în Edinburgh, da, în Edinburgh eram, am avut parte de o întâlnire fascinantă așa, în viața mea. Alina mi-a arătat un deal în depărtare pe care era un Tibidabo de ăsta, nu știu ce era. Dar devine substantiv comun Tibidabo. Da, voia să facă fotografie acolo și eu, ochiometric, apreciez mai bine distanțele decât ea. Așa se întâmplă de obicei. Eu nu merg acolo. Păi de ce? Păi zic că e departe, acolo. E departe, zic nu. A, păi eu acum stai imediat. Nu. Zic, o fugă de cal până moare. Exact. Zic, nici o șansă să mă car până acolo, zic să mă duc până acolo să mă șer. Și vezi că e aici, zic, îl vezi aici, de mers nu e aici. E după colț. Și m-am așezat pe o bancă în fața unui tribunal sau curții de justiție în Edinburgh și a venit un tip lângă mine care era în blugi cu ăsta, cu cum se cheamă, cu maio de ăsta de piele, nu maio altfel îi zice. Geacă. Nu, un fel de geacă, dar fără mâneci. Zic că am un lapsus imens. Așa, o vestă de piele. O vestă, așa, cum poartă. Deci, și se așează lângă mine. Avea un joint în mână. Da? Da, da, da. Do you wanna mate? A? Și am rămas, nu, dar i-am dat un răspuns, l-am pus jos, așa, zic, bă, ce-o fi cu ăsta? E o capcană? Zic, e o capcană, zic, e vreun polițist local, e camera ascunsă. Brigada antidrog. Ce fi cu băiatul ăsta? Și îi spun, nu, zic, am avut destul azi. Ești veteran? Și omul se așează lângă mine și mă întreabă, aia, de pe unde ești? Din România? Da, eu sunt Marco din Italia. Zic, și ce faci aici? Păi aici lucrez. Zic, unde aici? Aici, aici, îmi spune el. Pe și mi-arată, da, pe locul ăsta. Și mi-arată, erau cântăreți de stradă. Da. O trupă de cântăreți de stradă, destul de cunoscuți în oraș, s-a exprimat el. Acesta este locul nostru, cântăm aici de 10 ani, ne-a invitat și la televiziunea locală. Să știi că aici primăria ne dă locurile astea, ne mai plătește lumea, ne mai dă un ban. Dar mulți bani facem din CD-urile pe care le vindem cu noi. Nu avem voie să vindem CD-uri, teoretic așa. Practic le vindem. Practic le vindem și stăm aici, spune el, din aprilie până în octombrie. Și cântăm în fiecare zi pe stradă. Ok, și după aia ce faceți, Marco? Păi după aia plecăm în Mexic. Plecăm în Mexic, spune el. Păi și cum? Zice, te asigur, viața în Mexic ne costă 5 lire pe zi. Da. Avem, închiriem noi o casă noastră pe lângă Tijuana, știm pe unde suntem, așa, și stăm acolo, mâncarea e bună, viața e bună, ne descurcăm cu banii de aici. Zice, la un moment dat, într-o iarnă, am plecat și în Australia, dar nu ne-a plăcut la fel de mult ca Mexicul. Și, era prea sigură. Da, și zice, acum ne împărțim viața așa, între Mexic și Scoția. Bun, oameni cu familie... Nu păreau a fi familie, dar păreau a avea o viață pe care uneori o invidiezi, adică... Uneori da. Pe perioadă scurtă, cred. Pe perioadă scurtă. Adică, dar dacă ți-ar oferi cineva viața asta până închizi ochii, ai luat-o? N-ai luat-o. Nu. Aia e problema, dar te-ai și obișnuit, adică nu mi-ai pus întrebarea la vârsta potrivită. Poate la alte vârste mă mai gândeam, da, în fine. Putem să trecem mai departe, că avem și lucruri serioase de vorbit astăzi și ne-am întins. Am devenit frivoli. Îngrijorări sănătoase. Ne întoarcem la vorbitorincii cu un lucru greu de făcut și greu de spus, pentru că e una dintre marile probleme ale societății noastre și se vede atât în generația tânără la copii, dar atenție și în generația noastră, când folosim rețelele sociale în general. Vorbim aici de bullying, îi găsim o traducere adecvată, agresiune, timorare, microagresiune, intimidare. Pe vremea noastră, când eram copii, nu era luat în seamă. Astea treburi de copii. Era învățat să riposteze eventual. Mai dădeai una înapoi, dacă ieșeau lucruri agravante, dacă ieșeau lucruri grave. Da.
Chemau părinții. Chemau părinții să rezolva, da. Doamna, așa sunt copiii. Dar vedeți că da. L-a chinuit pe al meu, le-a făcut da, la adres. Da. Da, știți cum e, o să vin o vârstă, da. Acum sunt la vârstă, asta da. E complicat. Se joacă. Se joacă, nu știu ce. O nouă cultură socială aduce aceste oameni, spune, doamne, nu-i da. Frumos, nu-i bine, nu trebuie să faci asta, oamenii trebuie respectați, trebuie, cum să zic, trebuie să ai grijă de sentimentele lor da. Și mulți oameni trăiesc cu traume, ceea ce e foarte adevărat, luate din copilărie, supuși unor tipuri rele de tratamente. Da, rele da. Tratamente. Mai târziu, ca adulți, vor avea niște răspunsuri în societate care pleacă de acolo. Despre asta e vorba. Noi am citit despre cazul de la școala aceea din București, când un puști a sărit pe geam, da. Aparent la... sau după chinul unor copii, colegi. Între timp de când am vorbit noi, a mai fost o scenă îngrozitoare într-o școală timișoreană, dacă nu mă înșel, în care mai mulți copii au chinuit pe o fată cu nevoi speciale și astea sunt lucruri da. Absolut îngrozitoare. Podioase, da. Pentru că noi ar trebui să învățăm să le spunem, băi, când un om are o problemă, atunci trebuie să ai grijă de el și nu există altă manieră. Ori, în copilărie lucrurile nu funcționează așa. Asta o spunem noi, tu la 40 ceva de ani și eu la 60. Știi că eu vorbim noi... care spuneam între noi, copiii sunt răi? Copiii te taxează pentru diverse sunt răi, lucruri. Sigur. Ei citește nu... Citește încă o dată cu ochi, nu de critic literar, cu ochi de sociolog, Împăratul Muștelor, al lui Golding, și o să vezi acolo da. Răutate. Da. Sunt răi, sigur. Și asta e adevărul. Pentru că nu au niște lucruri gata formate, pentru că da. Nu întotdeauna sunt empatici, deși ei au, cum să zic, dau dovadă de dragoste și de prietenie tot timpul. Dar în cazul unor diferențe, trebuie să învețe să le accepte. Da. Despre nu asta. Sunt neprelucrați, că n-au avut când să fie prelucrați. Știi ce mi-a adus aminte discuția noastră? De ce am vorbit data trecută? De cartea lui Susskind. Susskind, că bă, cred că așa îi zice Susskind. Susskind anticipează situațiile de genul ăsta. Da. Societate digitală, lucruri înscrise în calculator, comunicare și sigur întâmplările astea două pe care le-am evocat mi-au adus aminte de filmul care a avut un succes uriaș în anii trecuți, 13 Reasons, nu știu cum a fost tradus aici în România. E un film despre viața unor adolescenți americani, în care bullying-ul, sexting-ul, agresiunea prin intermediul rețelelor sociale este omniprezentă. Și agresiunea și agresiunea trăită în mod direct. Acum mi s-a părut interesant că tu ai venit către mine cu subiectul ăsta. Eu fiind pasionat de da. Lucrurile astea și mai scriind, mai mergând pe la niște conferințe, citind cartea lui Mary Eichen, care este top, este psihologul de top pentru relația cu copiii, care descrie niște lucruri acolo și te și da. Învață. Și m-am mirat că a venit de la tine, adică da. Ce ți-a declanșat? Mi-a declanșat povestea cu copilul care a sărit pe geam. Sigur, când spui a sărit pe geam, te gândești la ceva fatal. După aia afli că au fost 5 metri, da, poți să o pățești de la 3 asort, metri, da, afli că e spre bine, că e în spital, dar a scăpat și trauma este mai degrabă psihică decât fizică. Există și o accidentare inevitabil. Afli că relatările nu coincid, una spune copilul, alta spun cei din jurul lui, alta spune profesoara, alta spune profesorul de serviciu. Și pe mine m-a dus cu gândul povestea asta la propria mea copilărie, când și am avut parte de forme de ceea ce astăzi am numit bullying. Din partea unor copii mai mari decât mine, care erau generic numiți golani. Nu erau golani din piața universității, erau golani din spatele blocului. Aia, deci din anii 60. Golanii ăia, ăia ai lup. Da, ăia care vorbesc urât, ăia care fac una și alta. Și țin minte că m-a apucat plânsul la 6 ani, 7 ani, când a venit la mine un cetățean, un băiat, care nu știu câți ani avea atunci, 15, 16, mi se părea că are 40. Foarte urât, cu nasul foarte roșu, și m-a obligat să spun un cuvânt urt. Da? Organul masculin. Și am zis, nu, nu zic așa ceva. Știam ce e. Dar cum să spun, vezi, știam ce e, că altfel aș fi spus dacă n-aș fi știut. Cum să spun eu așa ceva? Spune-mă că te bat. Nu spun așa ceva, spune că îți dau două peste fund. Două șuturi, de fapt. Și m-a apucat plâns. Și aia a fost o formă de bullying.
erau acolo, îi țin minte, pe unul era poreclit baron, el era mai blând un pic. Pe ăsta la, dacă țin eu minte bine, îl chema sau îi se spunea Șulică. Și avea cam toate componentele derbedeului. Agresiv, tupeist, țâfnos, cu fitilul foarte scurt, cu înjurătura gata să decoleze de pe buze oricând și cu amenințări punitive. Și am făcut legătura dintre episodul ăla mărunt, pe care l-am... Nu, nu l-am uitat, că uite, le voc acum. Păi da, asta dar l-am, l-am depozitat decenii. Sunt 50 decenii. De ani de la episodul ăsta. Înseamnă că ăla s-a înscris ceva pe creierul tău. Da, ceva a rămas și acum mi-am adus aminte. Sigur că situațiile nu corespund. Privirea noastră nu mai este aceeași. Privirea societății nu mai este aceeași. Înainte, recunosc că și pe mine tata m-a învățat să-i răspund agresiunii unui văr de a doua sau a treia, unui văr din Constanța, care venea ritualic în fiecare zi și îmi dădea câte una. Și eu stăteam, că eram politicos și bine crescut de părinți, și stăteam și nu făceam nimic. Și tata mi-a spus, mă, data viitoare spune, astâmpără-te că te pocnesc. Ai, spui, nu dai direct. Păi de eu nu știu să dau. Ce te învăț eu? Și a venit Sorin, ca așa îl chema, să dea în mine și i-am spus, zic, te pocnesc, să știi. Ha, ha, ha. Te pocnesc. Și a venit să dea și am dat eu primul. Da. Și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Adică șocul a fost pentru el, a fost așa atât de mare. Așa se rezolva bullying-ul atunci. Așa se rezolva atunci. Da, acum, da. Noi pe de o parte primim mult mai multe informații, am ieșit de sub clopot de 31 de ani. Pe de altă parte suntem mai precauți, ceea ce nu e rău deloc, pentru că acum, în condiții de libertate, formele de bullying se complică și pot deveni primejdioase. Pe de a treia parte avem, hai să nu fim ipocriți, avem și tendința de a mări, de a dilata toate episoadele astea și de a face din ele subiecte de presă, subiecte de anchetă, de dezbatere, ceea ce nu-i neapărat rău. La fel cum, eu fac paralela asta de fiecare dată, la fel cum înainte o ninsoare era o ninsoare și acum sunt coduri. Acum 40 de ani ploua. Sigur, plouă, e primăvară, primăvara plouă. Da? Iarna ninge, ce să vezi? Vara e cald, că de-aia e vară. E, dar nu era cod roșu, nu era cod portocaliu, nu venea ploiologul, fulgerologul, trăznetologul, ăștia nu veneau. Venea o femeie sau un bărbat care spunea o să fie 15 grade aici și 28 dincolo. Știi că se întâmplă și drame. De asta societatea și-a luat niște măsuri de apărare. Știu. Nu zic că sunt rele măsurile, sunt logice. Dar și noi câteodată suntem hiperprecauți și câteodată ne place să împopoțonăm totul, să facem o construcție barocă dintr-o aversă. Aversa e aversă, da? Inundații. Da, au fost și vor mai fi, din păcate, din tot felul de motive. Eu am prins inundațiile din 70 la Lugoj, am plecat de unde stăteam eu pentru că ajunsese apa atât în casă și ne-am dus în partea mai ridicată a Lugojului și am stat acolo. Asta a fost o fatalitate, n-a fost nimeni de vină, nu se tăiase nicio pădure în jur, nu erau defrișări, pur și simplu a venit Timișul peste noi. Da? Acum îți vine un conclav de păreriști și ai pe agendă 7 zile, 12 zile despre nu știu ce furtună sau despre nu știu ce copac care a căzut pe o mașină. Că nu mai sunt ca altă dată. Nu mai sunt multe ca altă dată, știu. Da. Lumea s-a mai schimbat. În orice caz, eu vă recomand cartea lui Mary Aiken. Aveți și pe blog la mine niște lucruri legate de bullying. Învățați-vă copiii să spună de fiecare dată când li se întâmplă ceva rău online. Da. Și explicați-le cum funcționează. Exact ce li se întâmplă. Și să spună, asta nu o să reușiți, dar și cum exagerează. Aici intervine maestria părintelui în a afla cu adevărat ce s-a întâmplat, pentru că sunt exagerări. Puneți-i să raporteze, faceți-vă acces la conturile lor obligatoriu. E o formă de control. Îmi pare rău, deci purtăm discuția asta până în veci și apoi, pentru că am tot auzit în rândul noilor generații, vai, dar cum să controlezi copilul? Cât este sub mandatul meu, mi-asum această critică, de a ști exact ce se petrece acolo. Nu-i atentez la intimitatea lui, nu-i citesc toate mesajele,
Dar, în general, este bine să ai control la tipul acesta de nu-i citesc toate, înseamnă, toate mesajele înseamnă le citesc pe unele. Da. Dacă sunt lucruri asupra cărora am semne de îndoială, da, da, e responsabilitatea mea. E delicată povestea, știu. Știu că e delicată, dacă vrei, vorbim, dar e responsabilitatea mea în a afla câteva lucruri despre ce este. Dar, în general, e o chestiune de încredere, adică mă aștept să-mi spună și să-mi aducă niște informații. Nu vreau să intre sau să intrăm în necazuri, ca să zic categoric. Așa. Da, da, da. Da, cam așa cu bullying-ul. Și sunt într-adevăr oameni care defulează acum și care decontează acum niște traume vechi. Niște traume pe care le-au ținut în ei. Acum eu nu fac pe psihologul, n-am nicio îndreptățire să fac așa ceva, dar cunosc oameni care au ținut sub capac o experiență, au crezut că au scăpat de ea, poate, au îngropat-o, nu i-au mai dat atenție și la un moment dat ceva, un stimul extern, indiferent ce. O postare pe Facebook, o călcare pe picior în autobuz sau în metrou, un ghiont, o replică dintr-un film. Îi declanșează povestea asta, o trimite înapoi în copilărie, în adolescență și îi readuce trauma. Dar apropo de asta, am văzut că ai avut un fel de bullying pe Facebook. Da, Ai stat la primire, ca să zic așa. Am stat la primire. Interesant este că, stând la primire, fiind încasatorul, am fost tratat drept agresor. Deci aici e deliciul. Da? Ce ai făcut? Totul a pornit dintr-o glumă, poate proastă. Recunosc. Voi fi făcut și bancuri mai bune. Am pozat o vitrină cu șunci. Și n-am spus că sunt plante. Bun. Și asta ar fi fost o glumă, poate la fel de proastă. Am scris deasupra: vegetarieni din toate țările, uimiți-vă. Atât. Nu mi s-a părut oportun să dau legenda. Să spun, suntem într-o zonă care a fost supusă influențelor comuniste. Suntem într-o zonă care a fost cândva foarte roșie. Suntem într-o zonă controlată cândva de sovietici. Vegetarieni înlocuiește cuvântul proletari. Uimiți-vă, seamănă cu uniți-vă. Uniți-vă, da. Da? Din toate țările. Bancu, ce să zic, acum mersi. Da. Da. Și am spus că nu e nevoie dar de așa ai ceva. Ai râs de domnii vegetarieni sau de domnii comuniști? N-am râs de nimeni. Deci doar am pus poza aceea dintr-o piață. Oamenii au fost lezați. Unii, nu toți. Nu știu, 85-90% n-au fost. Da. A fost un snop de persoane lezate, care însă cred că au scăpat un pic friele. În sensul că, că li s-a părut o glumă de prost gust, sunt de acord, o fi fost, nu zic. Dar au primit-o ca pe o agresiune personală, ca pe invadare a spațiului lor, ei venind pe pagina mea, ca pe o formă de a le dicta o dietă, ca pe o formă de a obliga să mănânce doar anumite lucruri, ca pe o scormonire a unei răni, zgândărirea unei răni mai vechi. Ce rană? Că ai renunțat la carne? Da, poate asta, poate niște deci, scene atent, retrăite cu o să cu primim pui, bătaie și aici. Pentru... Da, s-ar putea, dar asta s-a întâmplat. Și au fost niște persoane care mi-au spus, sunt profund jignită, sunt profund rănită, lezată. Nu mă așteptam de la dumneavoastră la așa ceva. Vă credeam altfel de om. Ce fel de om? Nu știu, n-am mai fost curios. Aici era interesant. Ce dacă fel aflam. Cine știe ce mai e așa. Dacă aflam, nu, ce vă fel credeam de om, altfel de om, nu poate să fie decât bine. Că, ce fel de om mă credeați? Ce ați descoperit? O persoană cu care am comunicat de multe ori m-a întrebat acolo. Pe așa. Dacă eu cred în diversitate. Like what? Exact. N-am răspuns. Făcând la rândul ei niște glume de prost gust, din punctul meu de vedere. Da, eu pot și discuția a virat spre absurd. Eu pot să fac și glume cu cârnați și cu cârnați vegetali, cred. Adică... Nu și, a existat o îndârjire de asta și un spirit de asta de sectă dornică de sânge, deși mănâncă numai ierburi. Dacă ziceai un banc cu evrei, erai mâncat. Da, și eu toată viața, știi, Dorian Dalbinski, pe care l-am evocat aici, și Ivan Helmer, Recte Benedict Adamescu de la BBC. Îmi zic, voi aveți marele noroc că sunteți evrei, sunteți singurii care puteți să spuneți. Puteți spune voi bancurile astea cu evrei, spuneți-le voi, știi? Da. Cam aici, în situația asta. Da.
Râsul, deci vezi, extremismul nu e bun, dar știi că asta e o formă, asta e un lucru care se întâmplă pe Facebook. Pentru că apare așa numitul fenomen al depersonalizării. Da. Tu nu mai ești un om, nu ești în carne și oase. Știu. Nu ai mimică, nu ai gesturi. Da. Dacă tu faci gluma asta, cum ai gluma asta? Vegetarieni, uimiți-vă. Da. Deci așa, capătă, cum să zic, capătă față, mustață, ochi, da. Glumă. Nu, ochii îți spun, bă, glumesc aici. Povestea aia a virat spre altceva. Deci eu am devenit agresor. Deci am încasat tot felul de bobârnace. La un moment dat, pe vreo 5 i-am șters. Da, pentru că începuseră să dea în alții. În alți comentarii, că dacă aveau o problemă cu mine, nu era nimic. Puteau continua. Dar începuseră să le pună altora care comentaseră ironic, să le pună filmulețe cu animale sacrificate, cu pui în crescătorii, da. Cu lucruri de genul ăsta. Și am spus, domnule, zic, dar eu nu, voi mâncați ce vreți, faceți-vă viața cum vreți, nu vă impune nimeni nimic, eu cu atât mai puțin, că n-am dreptul să fac așa ceva și nu mă interesează să impun rețete de viață cuiva. Pentru Dumnezeu e o glumă, o fi proastă, dar tot glumă e. Și de aici s-a strâmbit un val. Când văd asta, Vlad Petre am mai văzut și eu, la un moment dat o fotografie. Știi că Vlad, ca orice fumător care se lasă, nu suportă fumătorii. Nu, trece în partea, în partea cealaltă, știi? Și, mă rog, ca toți care am trecut prin împrejurarea asta, adică suntem mai atenți, le mai spunem oamenilor, și Vlad a avut, cred că acum stau să mă gândesc la cum funcționează Facebook-ul, a pus o doamnă fumând pe plajă. Așa. Dar nu asta era problema. Deci doamna era și corpontentă, așa. Ca să spunem corponceată. Da. Și era, stătea în apă, stătea, că erau mai multe lucruri acolo. Stătea în apă și fuma, cu apă până la genunchi, fuma, mă rog. Și la tot așa, a făcut o glumă, ceva de genul, că fumatul nu o să-ți ajute foarte tare în chestiunea asta. Doamne, ce a putut să fie. Da, știu ce face. Da. Doamne, ce a... Bine, că s-a ajuns la body shaming. Păi ce body shaming? Că aici vorbim de fumat și e clar că dacă ai, tu zici, dacă ai greutatea mea, nu mai fumezi, mă, nene. Te rezumi la vin, la pâinică, la aceasta. Nu mai băga și alea. Asta era și toată... Pâinica, da, știu, mulțumesc. Că mă uit la biscuiți, deci, ăștia. Bine, nu mai mânca biscuiți. De când am început... Da, știi, întreabă-te mereu când scrii pe Facebook... Dacă ai procedat la fel și în realitate, dacă noi doi și cel care ți-a reproșat nenumărate lucruri, ne-am întâlnit la o masă în oraș și el arunca numai biscuiți și noi am aduce hamonul pe care îl aducem acuși, ne încăierăm? Nu ne încăierăm, bineînțeles. Ce o să zic? Bă, ce ați făcut? Ați mâncat porcul ăsta? Da. Și spune, bă, porcul a fost vegetarian, a crescut numai cu ghindă jur. Exact. Deși numai ghindă spaniolă, aia muncesc să bage numai ghindă în el. Nu e ca porcul din România, că despre care mai avem niște îndoieli. Da. Se întâmplă lucruri de astea. Bine, gluma a mai ținut un pic nealimentată de mine de data asta, pentru că în ziua următoare am pus intrarea la Muzeul de Artă Decorativă și de Ceramică din Valencia. Aici cu ce ai greșit? O capodoperă rococo. Eu n-am greșit cu nimic. Am pus-o spunându-le oamenilor că este o splendoare. Pur și simplu. Nu era? Ba da. Și... au început comentariile glumeților de cu o zi mai devreme. Acum o să vă treziți cu reproșuri din partea celor care nu suportă rococoul. O să vi se spună că de ce bărbații de acolo sunt dezbrăcați statuile alea, dar de ce sunt doar 5 statui de femei și 7 de bărbați, dar de ce una așa? Știi că am așa și ceva. Și bulgările s-a dus. Știi că am un magnet de la, nu de la Met, de la Tate. De la Tate, care e un magnet cu un nud feminin și semnalizează diferența, că asta e o discuție, ca număr, între operele masculine și feminine. Da. Și întrebarea care e pe magnet este, trebuie ca femeile să fie goale ca să poată intra la Tate? Ceea ce recunosc că e o abordare foarte, foarte faină. Da. Și o discuție deci care m-a purtat. Cam așa cu bullying-ul care e provocat de glumițe sau e pur și simplu apare la un moment dat. Există o forță de asta și o putere de coalizare în jurul unor pseudocauze, din punctul meu de vedere. Mai ales în situația asta, când fiecare e liber să facă ce vrea. Asta cu veganii sau ortodoxi nu poate să fie o cauză, poate doar să fie o opțiune individuală. Este o opțiune, pe asta spune. Da. Eu am prieteni,
am cunoștințe, știi și tu, Radu Naum, cu Irina, sunt, nu mănâncă carne, dar suntem prieteni de atâția ani. La una dintre petrecerile Digi, la care tu nu ai venit niciodată, așa, așa n-am înțeles de ce. Cred că ori nu-ți place sunt muzica, sălbatic. Nici băutura asta. Era, am avut un platoaș, cum se face, cum mă înțelegi, zice, da. Cu toate alea pregătisele oamenii alea. Da, 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 da. Și cu Radu Naum. Și a venit chelnerul care probabil că auzise de mulți ani și s-a uitat așa și a zis, și cu dumneavoastră ce ne facem, domnule? Păi el mi-a povestit că zbura nu știu unde și cred că era cu taromul, nu mai știu sigur. Și când li s-a adus mâncarea, stewardul l-a recunoscut. Și Radu i-a spus, da, să știți că eu nu mănânc carne. Nu știu, pentru vegetarian n-aveți ceva? Și el a zis, nu vă place carne? Vă facem un grătar. Foarte amabil așa. Dar i-au făcut oamenii de acolo, i-au făcut cu... Da. Eu cred că am mâncat, că eu m-am băgat până la urmă și prin mâncarea lui, pentru că știi ce au făcut? I-au luat niște legume și le-au pus repede la grătar. Da, și au făcut un platou de legume la grătar care... Da. Nu, de asta spun. Care a mers bine cu carne pe care au mâncat. Da. Și povestea asta nu alterează cu nimic raporturile dintre noi. Adică fiecare are opțiunile lui, gusturile lui, fandaxiile lui, idiosincraziile lui. Adică... Vin bea, adică n-am văzut. Știu. Deci ne-am înțeles. Da. Bun, este acel moment. Încheiem aici ca să putem trece mai departe, dragă Radu Paraschivescu. Am o neașteptare, poate chiar două să le semnalez, două mici povești legate de ele. Prima dintre ele sună în felul prin America. Aș zice de notorietate locală, regională, da. Poate chiar mai mult? Poate. More or less, dar știi, e fiul tatălui său și asta întotdeauna aduce o problemă. E să fii fiul lui Bob Dylan și să cânți, păi este greu. Da. Este foarte greu, este foarte complicat. Este. Și dar spune că seamănă cu taicăsul. Da. Stilul de a cânta. Stai seama că și-a luat 100 de metri toată distanța din lume. Eu când l-am văzut prima dată, m-am gândit cât de frumoasă trebuie să fie mama lui. Și dintr-un urât ca Bob Dylan. Nu știu cine este mama lui. Și o femeie ca mama lui Jacob Dylan, apare un tânăr atât de arătos, că el e un bărbat frumos, așa, mă rog, poate un pic efeminat, chiar chipeș. Foarte greu pentru el să dea interviuri. Invariabil... E întrebat de taică. Da, ajunge la povestea asta, cei de la Rolling Stone știau asta și probabil că e și chestiunea aia între jurnaliști și... să-l întreb. Dar când ajungea o observație pe care a făcut-o unul dintre jurnaliștii Rolling Stone, este că nu-i spune nici Bob, nici tata, nici
tati, nici ceva, îi spune doar el, lui, este numai acest tip de adresabilitate. Și sigur că oamenii întreabă cum e să fii fiul lui Bob Dylan, cum e să te uiți la imaginea lui Bob Dylan, cum e ca taicătul să fie unul dintre pilonii. Și premiul Nobel pentru literatură. Nu mai zic pe care Dylan și l-au trebuit să-l sune îndelung să-l primească. Alo, fii și tu să iei premiul ăsta. Și nu prea vrea să vorbească. Un moment foarte interesant a fost că Rolling Stone la un moment dat i-a aranjat o întâlnire cu ani în urmă, cred că s-a fost prin 2005, cu publicul. Și zice, nu vrei să te strupă mare, nu vrei să mergem împreună, să vină niște oameni să vă pună niște întrebări, cum am avea noi aici public. Ok. Mă, și oamenii au avut o chestie foarte faină. Nimeni din sală nu l-a întrebat de Tigers. Da. Asta înseamnă un public admirabil. Și fără să li, să li se fi făcut un instructaj. Fără să fi făcut. Cei de la Rolling Stone spun, băi, nu aici, nu întrebați de tata. Da, da, dar oamenii probabil s-au simțit jenați și au spus, bă, omul ăsta are o carieră, are o trupă, are totuși niște milioane de albume vândute, are niște fani ai lui. Și ce ai făcut aseară? M-am dus la concert la fisul lui Dylan. Știi că m-am uitat pe internet și una dintre întrebările pe care le pune internetul Google, știi că are o serie de întrebări după ce cauți numele. Da, și este acolo. Este Jacob Dylan fiul lui Bob Dylan? Da. Da. Acum câțiva ani era bancul cu... Am auzit că și tata lui Enrique cântă. Da. Da. Tot pe acolo. Tot pe acolo, da. Deci e greu să duci o astfel de povară. Cred că chiar în cazul lui Dylan e... și mai mare decât în cazul... Da, dar au fost cazuri, adică Isabella Rossellini... Da. Isabella Rossellini este... Nu e fata lui Ingrid Bergman, cred. Parcă așa. Și atâtea și atâtea cazuri de-astea din lumea actorilor, din sport, din tot felul de domenii, din muzică. Da? Ei, știm, o să ajungem imediat în România să zicem despre cel mai cunoscut caz, tată-fiu. Care Lucescu? Uite ce caz interesant. Uite ce caz interesant. Da, de Hagi. Tu te gândeai la Ceaușescu și Nicu? La Hagi. Mă gândeam la Hagi. Că asta e singura discuție care s-a învârte. Dar uite că Răzvan Lucescu, că tot veni vorba la 50 de ani... Se întoarce la pau. Se întoarce, dar carieră jos pălăria. Hai să-ți mai arăt ceva, că am zis că am două. Așa. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Aici vocea e cheia, nu piesa. Raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. Asta e piesa original, cum ar fi, cum se zice pe la noi. O cântă un domn BJ Thomas, e prima apărută și scrisă, nici măcar nu era scrisă pentru el, din întâmplare a ajuns la el. A murit zilele astea domnul ăsta, m-am uitat pe un, cum îi zic ei, obit. Da. Și două, trei piese mare ale lui, asta e de prin 69-70. Da. Și au cântat-o mulți. Mulți, da. De la el au preluat și s-a făcut, e unul de la un Evergreen, dar ăsta e artistul care ne-a dus piesa asta, BJ Thomas îl cheamă. Un tip care, ca urmare a succesului, prin 1975, căzuse deja în patima alcoolului, a drogurilor și așa mai departe. Dar povestea lui e foarte interesantă. După ce a și intrat în comă și a și murit, fiind înviat cu de-astea padelele alea electrice, așa, a fost resuscitat, soția lui l-a convins să redevină, să devină un Newborn Christian, cred că așa se cheamă, sau Reborn Christian, ceva de genul ăsta, o grupare religioasă, care l-a cumințit pe viață. Adică n-a mai băut, n-a mai consumat droguri, a dus o viață liniștită și... Știi că suma vicilor e constantă, așa se spune. A cântat, fiind chemat în comunitate, la concertele de duminică, știi că să cântă diverse cântece religioase. Și aici, apropo de suma vicilor e constantă, că asta voiam să spun, omul avea, domnule, un păcat la concertele astea, care a scos din minți pe colegii lui de religie. Deci se cânta concertul religios în slava, nu știu exact. Ce gospel. A cântat mult gospel, enorm, da.
Așa? Și la un moment dat s-o oprea concertul și BJ Thomas începea să le cânte pe ale lui. Adică pe asta, ce-am auzit adică. Asta da. Și pe mai sunt vreo două și s-o oprea concertul și zice, haideți să o cântăm un pic și pe asta. Și asta era, era o greșeală mare, lumea să așa, liderii, congregația trebuia, BJ, te rugăm frumos, muzică. Nu se poate aici, dar nu. Asta nu fie atât de lumesc. Da. Și el o cânta aproape întotdeauna pe asta. Bun, te-a plăcut. Așa voia să-și trăiască el celebritatea. Să remarcăm că e prima neașteptare pe care o recunosc al lui Jacob Dylan. Da. Am tot promis să aduc, facem sigur cu Elton John, m-am uitat pe niște lucruri, m-am uitat pe niște albume mai vechi, îl redescoper acum, știu că tot promit, îl redescoper. Omul este fascinant. Și versurile făcute de prietenul lui Topan sunt senzaționale. Mult mai mult decât m-aș fi gândit. Good old Bernie, da. Și am văzut, apropo de asta, cred că o să distribui la un dat pe net, niște imagini live cu Elton John în toamnă 1980 la New York, îmbrăcat fisticiu. Și la un moment dat cântă Benny and the Jets, se oprește și are un solo de pian, zici că are înviat jazzul. Senzațional. Senzațional. Este. Ce ai dori să facem mai departe? Ce vrei tu? Prezentăm cărțile? Hai să prezentăm. Prezentăm cărțile. Da. Spuma filelor. Stimați cititori vorbitorinci, cineva ne-a făcut o surpriză pe Instagram zilele trecute și vă mulțumim tuturor care ați început să faceți chestiunea asta. Sau nici nu știu dacă să vă mulțumim sau să vă felicităm. Pentru mine e foarte interesant faptul că foarte multă lume ne urmărește, după care ia aceste cărți, le cumpără și oamenii le citesc ca urmare a recomandărilor noastre. Ce frumos! Uite, cineva care are contul de Instagram, Urvis104, hai să încerc să-mi dau seama, Urvis de Beiuș, nu știu ce, așa, și-a cumpărat cărțile și le-a și pus pe Instagram. Cărți recomandate, uite, Cartea Reginei, da. După care cartea lui Ahmet Altan, Nu voi mai vedea lumea niciodată, și Martin Amis, Zona de interes. Da, recomandate de tine. Și de tine. Da, și Cartea Reginei. Cartea Reginei chiar e o carte bună de tot. Deci te oprești în loc. Am ocupat-o pe Ioana la Târgu Mureș în 2019, am lansat noi, înainte de pandemie. Am avut lansare la Târgu de acolo, la Bucursul, cu Cartea Reginei. La Târgu Mureș, cu Cartea Reginei, și m-am dus, după ce am spus eu ce am avut de spus, m-am dus la ea, am luat-o în brațe și am pupat-o. S-a părut o carte fantastică. E o carte care te oprește în loc. Ea și lua niște premii în 2019. Pe bună dreptate, da. Pe bună dreptate, da, eu pun un roman românesc, contemporan, de ăsta, de te lovește drept la rădăcină, că de fapt despre asta e vorba. Începi tu, încep eu? Păi hai să încep eu. Hai. Și am să încep cu o carte de poezii. Da. Poezii? Da, nu este Melancolia blegoasă, cum spuneam noi când eram mici, a unui poet abstras din lume și care contemplă infinitul și care tatonează divinitatea, nu nici vorbă, nu este un mistic, este un poet care este și prozator, care este un personaj înainte de toate și pe care îl cheamă Goran Mrakić. El e sârb, dar e născut în România. Sârb român. E bănățean, da? Nu știu dacă s-a arăt. Scrie în românește? Da, scrie în românește, scrie și în sârbă. Apoi nu, asta voiam să te întreb, dacă scrie în sârbă și e tradus în românește? Nu, scrie direct în românește. Direct în română. Eu am mai prezentat lui o carte, am și lansat-o, de fapt, Povestiri din garaj, o culegere de povestiri despre Timișoara. A apărut la Nemira cu câțiva ani în urmă, nu știu, vreo 4 ani în urmă, 5, într-o colecție en autor, o colecție de literatură română contemporană. Și acum prezint o carte de poezii care se cheamă Lumea e cămașa mea de forță. E un titlu foarte bun, foarte, foarte bun. O carte apărută la editura Brumar din Timișoara. Volum care conține 5 cicluri de poezii, cu cât un moto fiecare, unul este al lui Bukowski, unul dintre motouri,
Și am să citesc doar o foarte scurtă poezie, care este o poezioară. Închide această poezie, primul ciclu. Se cheamă Beții Timișorene. El este un om care nu duce paharul la ureche. Și am să spun și o întâmplare cu el. Eu aș putea să scriu o proză Beții Ieșene. Beție cum? Ieșene. Da. Vasluiene. La Vasluiene nu prea, nu? Că nu era sub supraveghere. Aulă, da, erai cu control parental. Da. Zice așa: cum să-ți explic pe limba ta, pe limba mea, când ne îmbătam sub o cișmea? Într-o sinteză, pe o faleză, de Kerhana. Hai în fabric, ăsta e un cartier din Timișoara, să devorăm un vârst și un mic. Să sugem rana, timișoreana. Eu am citit acest oraș, rebel poznaș, am răscitit o Timișoară din scoarță în foarță. Din scoarță în foarță, da. Ce tare! E foarte bun. Da, foarte bun. Profit de prezența acestui timișorean în discuția noastră ca să scot acest fular, această eșarfă. La data când o să apară episodul nostru, se vor fi împlinit deja 100 de ani de la apariția Politehnicii Timișoara. Joi 10 iunie a avut loc un eveniment la Bastionul Terezia din Timișoara, iar el a început la ora 19:21 pentru a semnala împlinirea unui secol de fotbal la Poli. Te pun direct pe Instagram. Așa punem. Da. Și okay. Stai să o învârt ca să se vadă și emblema aici. Uite aici. Da. Asta e cu Goran. Acum, noi am ajuns să ne cunoaștem, poți să Da, poți. Okay. Noi am ajuns să ne cunoaștem într-o situație nostimă, acum la revizitare. Lansam o carte a mea la librăria Două Bufnițe din Timișoara, o librărie minunată, condusă de două fete vesele și cu multă inițiativă și cu multă carte. Nu mai știu ce carte a mea lansam. Oricum, era public, voie bună, ieșim, eram cu vărul meu, eram cu băiatul meu și cu soția lui, eram cu prieteni. Și afară mă așteaptă doi cetățeni, tineri, spătoși, înalți, unul dintre ei cu tatuaj, cu tricouri profund negre, amândoi, frizură sport, mușchi destui, și unul dintre ei vine la mine și îmi spune: bună ziua, după lansare, dacă se poate să schimbăm două vorbe. Mie bine nu mi-a picat, că m-am gândit, bă, ce-i fi scris. Despre Timișoara, despre Arad. Despre Poli Timișoara nu scriam de rău, că e echipa mea de suflet, dar ce-i fi scris, că sunt două politehnici. Te-ai gândit la Găinușă și la Smărândescu? M-am gândit și zic, stai să vezi că omul ăsta ține cu el alții. Cu aia care fuzionaseră cu Recașul, cu Recașoara, că eu așa ziceam. Și zic, stai să, nu știu cum să scap de aici. Și am zis, da, sigur că da. După, că așteptăm. Dar să știi că, așa cum am aflat eu din cartier, treaba e în felul următor. Că nu primești avertisment. Dacă era ceva, o luai pe locare. Te lua direct. Da, am spus, noi, totuși. Banat, orașul toleranței, Timișoara, lume bună, sunt bătut cu stil. Terminăm noi evenimentul acolo, ei mă așteaptă, suntem cu mașina, eu întreb precaut, zic, poate să vină și vărul meu cu mine, vărul meu că e mult mai corpolent și mă gândeam că face impresie. Da, sigur, cum sună. Intrăm în mașină și zice, avem un restaurant, Iugoslavia. Mergem noi acolo, scris cu chirilice. Și acolo aflu de fapt care era problema. El se prezintă și îmi spune, eu organizez un festival de satiră la Timișoara, care se cheamă, că asta mi-a plăcut, asta m-a făcut să-mi placă omul la nebunie, care se cheamă Cal Verde Sârb Deștept. Există o vorbă, cine a mai văzut Cal Verde și Sârb Deștept? Și el a preluat-o autoironic și a intitulat festivalul Cal Verde Sârb Deștept. Și vreau să vă fac o invitație să veniți, ediția viitoare. Și am spus, sigur, cum să nu? Nu, partea proastă este că n-am mai putut să mă duc, pentru că m-a deturnat Gabriel Liceanu, m-a pus să mă duc la Brașov la, nu știu, la un târg, la ceva, la un eveniment.
și îmi pare teribil de rău că n-am fost atunci la Timișoara, dar omul scrie niște proze absolut minunate, în multe registre, scrie despre o Timișoară muzeal, istorică, dar și foarte concretă, scrie despre marginal, despre Bețivan, despre curve, despre tot felul, despre fotbal. Și avea pe pagina lui de Facebook, eu îl urmăresc, suntem prieteni pe Facebook, și îi urmăresc posterile, are un umor un pic șui, dar pe gustul meu. Și înainte, la figura lui, era o scenă care mă făcea să râd de câte ori o vedeam. Era o imagine de pe un teren de fotbal de Liga 3-a, 4-a, hârtopit rău de tot, cu marcaje aproximative, cu vreo 2-3 siluete de jucători, prizăriți așa, și pe tușă un cetățean cu o pelerină, cu glugă, și care ținea la spate un topor. Care avea oarecum forma unui 7. Nu e când am văzut poza aia prima dată, mi-a sărit apa din pahar. Da, ăsta e omul. Iar Lumea e cămașa mea de forță, este o carte de poezii care îți merge la inimă pe multe circuite. Adică te și mișcă, te și bine dispune, te și întristează. Este o poezie frustă, simplă, accesibilă, fără rococo, fără tot felul de fandări de-astea lirice, nătânge. Nu, că nu ne place rococo. Da, nu ne place rococo. E o carte pe care o recomand. Voi prezenta scurt această carte, îmi pare rău, este apărută la Nemira, să spunem și acest lucru. Mă rog, Orion se numește, dar cred că e parte din grupul editorial Nemira. De e Richard, o serie de non-ficțiune, da, pe care Nemira a lansat-o cam acum o lună, două. Richard Haas, Lumea în care trăim, o scurtă introducere și chiar îi zice foarte bine. Richard Haas a fost la un moment dat consilier politic, a lucrat cu mari politicieni americani și zice așa doamna Madeleine Albright despre această carte, o carte care analizează cum funcționează lumea în prezent și de ce trebuie să cunoaștem lucrurile astea, orice cetățean ar trebui să o citească. Dom'le, cred că doamna Albright nu putea să sintetizeze mai bine despre ce e vorba. Că eu am deschis această carte cu curiozitate și am zis în felul următor. Băi, și acum știi că fiind foarte multe cărți de geopolitică în care vezi detalii superfugi, nu. Richard Haas face altă treabă. El pornește de la următorul lucru. Zice, eram la pescuit cu un nepot de-ai mei. Okay. Nepot care absolvea o foarte importantă universitate americană. Așa. Și zice, am început să vorbim despre lumea în care trăim, puțină politică, puțină geopolitică, și l-a surprins pe nepotul său cu goluri de interpretare sau de cunoștință sau de relaționare între diversele fenomene și diversele putere ale lumii, lucruri pe care te-ai fi așteptat, zicea el, ca un copil de 24 de ani să le cunoască. Da. Totuși, adică să opresc și asta. Tu vezi, te trezești la ora asta. Da. La ora asta. Este dimineață când înregistrăm. Este 6 dimineața. Am stat aici așa. Și omul a fost mirat și a zis, bă, dar tu într-o facultate atât de mare și atât de puternică, de ce îți lipsesc ție lucrurile astea? Și spune așa, oricum sistemul de învățământ nu este atât de bine reglat și te duce spre un grad de profesionalizare încât s-ar putea să eviți niște lucruri mari sau să n-ai timp să le studiezi, să le înțelegi. Și atunci ce se gândește domnul Haas, care este, cum scrie aici, diplomat cu experiență și consilier politic, a fost consultant senior al președintelui George W. Bush pentru Orientul Mijlociu. Zice, nu e mai bine scriu eu o carte pe care să o aibă oricare cetățean în bibliotecă să-i prezint eu starea lumii și cum a fost creată, da, fără a folosi foarte multe teze. Adică aici nu e nicio teză liberală, nu e nicio teză conservatoare, e lumea așa cum o percepe un cetățean mediu obișnuit de pe planeta asta sau cum ar trebui să o perceapă. Îți explică ce este terorismul și contraterorismul, cum au apărut, cine a răspuns, de ce a răspuns, ce este globalizarea, are un capitol despre globalizare. Prieteni, citiți aici despre globalizare. Aș da oricărui copil de liceu sau oricărui student să citească asta, dar și oamenilor mari, că ne pune niște lucruri în punct. Ce, la punct. Ce este cu Afganistanul, stimați cetățeni?
Dar războiul rece cum a funcționat? Cine sunt părțile implicate? Ce pârghii de putere au avut ele și așa mai departe? Și face și niște considerații interesante asupra lumii. Încă o dată, și poate n-ar fi bine să uităm acest lucru, Richard Haas ne aduce aminte, zice așa, nu zice el, dar trag eu concluzia asta, domnule, trăim cea mai bună epocă pe care o putem trăi. Adică, fără doar și poate, este vorba de o perioadă strălucită a omenirii din enorm de multe puncte de vedere. Și, uite, numai ca să-ți dai seama în ce lume și cât de importantă este chestiunea asta, uite, explozia economică a Chinei a determinat multe dintre îmbunătățirile din statisticile mondiale. Da? Ratele sărăciei extreme au scăzut abrupt de la 66% în 1990 la mai puțin de 1% în 2015. Okay. Îți mai spune domnia sa că astăzi, mă rog, la data la care era scrisă cartea, că între timp lucrurile s-ar putea să fie evoluat, 4 miliarde de oameni au acces la internet din 2015 până din 2005 până în 2015, da? Și Africa, care stătea cel mai bine cel mai prost din punctul ăsta de vedere, a crescut. Deci lumea se mută în zone digitale și o să ajungem la cartea lui Saskin. E nevoie să ai în casă cartea asta ca e o lectură de accesibilizare și absolut. Da, și de deschiderea ochilor și de oferirea unui tablou. Este o versiune, firește. E o versiune. De la care poți prelua. Ei, știi ce e foarte, foarte fain aici? Că dacă vrei să înțelegi astăzi retragerea americană din Afganistan, măcar și în ideea de a purta un dialog să impresionezi pe cineva, te duci și e capitolul cu Afganistan și vezi, bă, ce-or fi vrut ăia acolo, mă, începând de la ruși la americani, de s-au bătut cu toții acolo? Asta a făcut Richard Haas și mi s-a părut... Ce n-a scris el, n-a scris că n-avea de unde să știe că mândru popor chinez se pregătește să construiască o cale ferată care să lege China de Statele Unite și care să aibă cam 13.000 de kilometri, mi se pare, și care să aibă o porțiune de traseu submarin, subacvatic. Nu am reținut. Cu și pe unde trece calea? Nu știu. Astăzi am văzut. Din Rusia către Alaska, bănuiesc. Din China. Din China? Din China, nu știu pe unde, că n-am văzut traseu. Pe sub Oceanul Pacific, mă gândesc. Că ar fi... 13.000 de kilometri, mi se pare. Ocupi câteva milioane de chinezi cu treaba asta. Da. Nu știu dacă știi că Xi Jinping a cerut un plan și el este deja pus în executare, astfel încât în 2050 China să câștige finala Cupei Mondiale la fotbal. Mm-hmm. Ei neavând urmă de fotbal la ora asta. Sunt tocmai aia e problema, da. În China, executare și execuție sunt două cuvinte vecine și folosite cam la fel de des. Da, deci ei vor câștiga... Nu, au și păcate multe, cele mai multe. Îmi vine iar în minte... Aproape la fel de multe ca ale lui Putin. Suntem într-o perioadă acerbă, suntem într-o perioadă în care suntem de partea bună a istoriei și ar trebui să nu lăsăm pe nimeni să schimbe lucrurile dacă astea. Dacă ar depinde de noi. Depinde în fiecare zi de noi. Adică sunt trei tabere în acest moment, domnul Haas le explică, și domnul Trump, așa cum este el, exact cum este el, domnului Trump îi datorăm acest lucru. Știu. Că ne-a spus chestiunea asta, prieteni, Rusia e o problemă în continuare, dar poate ne mai înțelegem un pic cu ei, zice el, că avem unul foarte greu pe cap acum. Care ne face o grămadă de probleme, Cetățeanul ăsta chinez nu respectă nimic din ce ar trebui să respecte, ba mai mult ne și sărăcește, ceea ce Rusia nu e capabilă să facă, să ne sărăcească. Poate să facă alte nenorociri, dar să ne sărăcească nu. Ei nu pot să livreze nici măcar o cutie de chibrituri acceptabilă pentru societatea occidentală. În timp ce cetățeanul chinez, chiar e o cetățeanul din vârful partidului chinez, e o reală problemă pentru noi și locurile noastre de muncă. Și dacă ar putea, ne-ar închide și gura. Podcastul ăsta nu se va difuza în China cu aceste impresii. Mi-am luat de o grijă, Deci în 2050 câștigă Cupa Mondială. Da. 90 de ani. Ok. Poate să se întâmple. Deci o să am 90 de ani. Cred că o să mă intereseze din ce în ce mai puțin.
Dacă o să mă mai intereseze. Hai okay. să vedem. E rândul meu, de la Humanitas Fiction, vine recomandarea mea, Simona lui Iacono, Albatrosul. Albatrosul este un personaj, un băiat. Este o carte dedicată lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autorul Ghepardului. Mai avem o dată explicația a ceea ce însemna ghepardul, ce simboliza el într-o Sicilie săracă, aridă, dar în ciuda sărăciei, beneficiind de existența unor familii bogate, somptoase. Iar Albatrosul este o carte scrisă pe două planuri, pe un plan al copilăriei și maturizării lui Lampedusa, și planul celălalt, o serie de relatări ale lui Lampedusa din clinica de unde își ducea ultimele zile, de fapt, pentru că în iulie 57 el moare. Cartea asta, Ghepardul, de la care pleacă Albatrosul, deci două titluri în registru zoologic, Ghepardul a avut o evoluție stranie, frustrantă, în primul rând pentru autor, pentru că el n-a mai văzut-o publicată. A fost respinsă de edituri prestigioase, a fost considerată o carte greoaie, greu de citit, greu de descifrat, fără miză, și până la urmă au existat demersuri care au pus cartea în atenția unui ochi de editor care a văzut acolo o comoară, într-adevăr, și cartea s-a vândut fabulos după apariție, a luat o mulțime de premii. Lampedusa însă n-a mai reușit, adică n-a mai fost pe lumea asta ca să se bucure măcar de unul dintre aceste premii. Ce e interesant este că, deși autoarea, pe care o cheamă încă o dată Simona lui Iacono, este un om de drept, care lucrează cu deținuți din penitenciare, care are o traiectorie și o carieră și profesională și literară foarte interesantă. Ce este interesant, spuneam, și fascinant, este că ai impresia că îl citești pe Lampedusa. Deci de foarte multe ori, de cele mai multe ori citind cartea asta, mi-am dat seama, am avut sentimentul că Lampedusa trăiește și că scrie în continuare. Bun, știam că el a murit în 57, știam că era bolnav, că a avut un emfizem pulmonar, că a suferit, că nu s-a putut face nimic pentru el, că a sfârșit-o la Roma, undeva în Lungotevere. Dar stilul este același, fără să fie o preluare forțată, un efort mimetic, nu. Este pur și simplu o îmbibare a scriitoarei de spiritul și de literatura lui Lampedusa și de imaginea acelei Sicilii sărace, în care apar familii ultrabogate, în care identifici niște locuri apărute și în Ghepardul, în carte și ulterior în film. Asta vreau să zic, eu știu doar de filmul. Da, nu, cartea este o splendoare, sunt mai multe versiuni, mai multe traduceri. Cea mai nouă pe care Humanitas Fiction a publicat-o câțiva ani în urmă este a Gabrielei Lungu, este o foarte frumoasă traducere a unei traducătoare remarcabile. Știu filmul cu Claudia Cardinale, în 1963, da, Burt Lancaster, Alain Delon, da, era o distribuție impresionantă, da. Și care în perioada comunistă se dădea, uite, asta aș dori să revăd. Dacă s-ar putea să le regăsesc undeva... Mm-hmm. Claudia Cardinale, care tocmai a făcut 83 de ani... Tăble, dar merită văzută la vârsta respectivă. Da, merită. Atunci avea, Sofia Loren, avea 20 și ceva de ani. Da, dar, da, erau frumusețe. Filmul a fost dat în perioada comunistă de câteva ori la televizor, pentru că era pe placul regimului. Adică era o chestie acolo și... Lovan Gurjoi. Cine v-a zis că nu vă dăm noi filme? Visconti, cu Burt Lancaster, cu Claudia Cardinale? Serviți aici, se dădea în două părți, dacă ți-i vinde că nu era program la televizor, cât era filmul, pe partea... Da. Uite, asta ar merita să fie... Papillon ar fi trebuit dat o săptămână. Există versiunea necenzurată, versiunea necenzurată, aceea cu Steve McQueen și Dustin Hoffman, durează 6 ore. S-au ocupat cetățenii de la Netflix cu versiune nouă și accesibilă, făcută la 100 de pagini, așa să ajungă toată lumea. Aveți mai pe scurt. Eu doar semnalez o carte care să
Ivește, nu se ivește, că e mai de mult. Da, o citisem și o am prin casă și îmi place să mă mai întorc la ea, mai ales în timpul turneilor de tenis. E o carte foarte bună pentru Naomi Osaka. Dacă... Bun, acum iau să ne înjure lumea. Deci, de data asta numai pe tine. Bă, numai pe mine. Naomi Osaka are tot dreptul să se retragă din turnee și atunci când un om spune că e vorba de depresie și de lucruri de genul ăsta, trebuie să-i credem pentru că nu există alternativă. Da. Un om care are suferința asta trebuie apărat. Adică nu poți să te arunci cu totul în a o critica. Eu am criticat-o și am spus că nu sunt de acord cu atitudinea ei. Acum, când spune că, domnule, e o chestiune de sănătate mentală, e ok, da. Lucrurile trebuie puse la punct și fiecare trebuie să aibă grijă de viața lui. Dar cartea e importantă pentru jucătorii de tenis și importantă și pentru generațiile mai noi, care cred în o anumită vulnerabilitate și mărturisirea ei în public. Neil Harman este unul dintre cei mai importanti ziariști de tenis și el a scris pentru, în special pentru Times, pentru The Times și pe aia pentru Sunday Telegraph, mă rog, a scris pentru ziarele mari din Anglia. Aici, englezii, la aceste publicații foarte mari, au capacitatea de a ține un jurnalist și de a-l plăti respectabil ca să meargă la turnee de tenis și să scrie cele mai bune cronici și să aducă cele mai bune interviuri și cele mai bune povești. La oarecum retragerea sa din activitate, să spunem, Harman scrie o carte în care mai și spune lucruri și zice, păi eu nu o să vă zic în cartea asta povești despre cum se antrenează Nadal sau istorisiri din astea eroice, gen Agassi că l-ai adus acolo. Nu. Haideți să vă arăt cum funcționează sistemul. Da? Și Harman prezintă funcționarea sistemului, raporturile dintre jucători și administratori ATP sau WTA, relațiile dintre jucători și antrenori, manageri și toată lumea care se învârte acolo. Și Harman spune în felul următor. Nu există niciun dubiu că aceasta este o chestiune comercială, da, la care subscriem în chestiunea asta și că toate părțile implicate o privesc ca atare ca o chestiune comercială. El descrie următoarele întâmplări, zice în felul zice așa. Sunt discuții închise între organizatorii ATP și jucători, ședințe în care se pun diverse lucruri la punct legate de premii, intensitatea turneelor, cât de mult jucăm și așa mai departe. Scandalurile cu Țiriac, cu alții. Și ce să vezi, n-au voie să vorbească despre ele. Dar pentru că jucătorii sunt direct interesați să le fie comunicat punctul de vedere, ei mă sună și zice, eu aștept în fața ușilor închise cu orele, după care marile personalități ale tenisului, mă înțelegi, Nadal, Federer și alții care mai sunt șef de sindicat pe acolo, ies și îmi fac cu ochiul. Neil, mai am eu ceva să zic. Da, te sun diseară să-ți povestesc cum stau lucrurile, că ăsta, moșul ăsta de Țiriac este un cap pătrat, știi? Și atunci jucătorii au nevoie de presă ca să pună presiunea asupra organizatorilor de turnee. Întotdeauna există un echilibru acolo. Când Naomi se plânge de duritatea întrebărilor și duritatea chestiunilor de acolo, uită că în egală măsură colegii ei, și nu știu dacă e și cazul ei, folosesc aceste chestiuni. Și e un lucru pe care mai trebuie să-l spunem aici. Când Harman este dovada vie că fără presă nu se poate. Da? Că multă lume a zis, domnule, ce mai nevoie acum, că e comunicarea directă, voi presa nu ne reprezentați? Această carte îți arată că sunt lucruri pe care mulți oameni nu sunt dispuși să ți le spună. Turneul de la Palm Springs, de exemplu, da? Care a fost susținut de Oracle multă vreme, de patron de la Oracle, care a dus bani de acasă și a zis, prieteni, luați de aici, vă duc eu, faceți-l bani, numai să nu ajungă la arabi în Doha, care veniseră cu o sumă mult mai mare. Și a zis, nu, facem tot ce ține de noi ca el să rămână aici din diverse rațiuni. O grămadă de date și de lucruri în această carte pe care nu o să le afli niciodată din comunicare directă. Ea nu există. Niciun jucător nu-ți va spune ce e aici, niciun patron nu-ți va spune ce e aici, niciun lider ATP nu va vrea să spună că a fost invitat la Nadal acasă pentru că Rafael a vrut să vorbească cu el, să vadă dacă îl propune în conducerea ATP. Cum stau lucrurile? Sigur, jucătorii au reprezentanți acolo, dar
Poftiți la noi acasă. Este o lume nevăzută, bineînțeles. E, lumea asta nevăzută, numai un jurnalist o poate aduce la suprafață. Da? Acum și... spunem, e la Victoria Books? Sau unde, la Victoria Books, da. Așa. La Victoria Books. Vrei să știi cine a făcut? Și traducerea, că spun și eu după aia la Albatrosul, că am uitat. Irene Cristescu și Claudiu Oancea. Mm-hmm. Ok. Iar la Albatrosul Simonei Loiacono, traducerea e... Nu traducerea, și notele și postfața sunt făcute de Mihai Banciu, un italianist remarcabil. E o traducere sclipitoare. Există acolo un mic cusur de exprimare, să zicem, că el spune noi fusesem în loc de noi fuseserăm, și asta apare destul de des. Nu știu dacă nu fi fost intenția lui să aibă poate un singur persoană de... Nu vorbeam românește, cred. Da, poate vorbeam de italian. Dar, dincolo de mica observație, e o traducere diamantină a unei cărți foarte frumoase. Deci, Albatrosul e o carte pe care o citești într-o zi, dacă ai timp. Și nu știu dacă mai avem vreme pentru o... Dacă o faci într-un minut, căci ne-am lungit de lăsar oamenilor căștile prin... Hai atunci, o las pentru data viitoare. Da, o lăsăm pentru data. Că tot citită rămâne. Tot citită rămâne. Stimați cititori, dacă tot am zis ceva de sport, e momentul să vorbim și de Naționala României. Fotbal și fotbal amuc. N-ai văzut meciurile, n-ai ratat... Recunosc și nu regretat. N-ai ratat foarte mult, o enervare și cu cetățenii care ne-au bătut aici în România. Georgia, cred că le zice, că de acum am uitat și ne bate toată. Georgia on my mind, zice. Da. Și era Radu Cosașu. Spre deosebire de meciul din 1985, cred că era, nu? 5-0 sau când... Nu, când Hagi a dat bară pe Wembley. Și a dat și Coraș. Ce mai face Marcel Coraș? A avut Coraș o fază acolo pe Wembley. De data asta am avut puține faze. Mă rog, pare că a fost mai bine decât meciul cu Georgia. Dar nu ne-am adunat să vorbim despre meciul că a vorbit toată lumea. Doar să zicem, eu vreau să zic așa. Da. Așteptările voastre sunt mult prea mari pentru o națională atât de mică. Este greșit cam totul de la nivelul jucătorilor, antrenorilor și chiar și la federație am niște dubii. Adică admir programele lor, le admir, înțelegeți ce vreau să spun, pentru tineret și tinere speranțe. Dar mai sus de atât, mi se pare că niște lucruri sunt greșite. Și încă o chestiune care ar merita spusă din punctul meu de vedere, următoarea. Cred că nu întâmplător niciun nume mare din fotbalul românesc nu vrea să se bage la naționala asta. Adică domnul Roiu, domnul Hagi și domnul Petrescu. Da. Răzvan Lucescu a fost și nu cred că mai are vreun interes acum, s-a lămurit. Da. Cred mai că... e domnul Beleni, dar el e privit mai degrabă cu reticență. Da. Îi se reproșează o trădare. Ăsta e cuvântul. Trădare, mai ales că e Beleni. Da, fiind ungur, ungurii întotdeauna trădează, adică nu e, n-ai cum trădează, aici. Clar, vei se reproșează trădarea cu Sporting. S-a dus la mai mulți bani. Da, milioane dintre noi fac lucrul ăsta. S-a dus... Era și el un nume mare, care nu cred că mai a luat în calcul, mai ales că traiectoria lui de antrenor în ultimii ani nu e strălucită. Oricare ar veni se va confrunta cu aceleași probleme. Bineînțeles că materia primă e tot aia. Poate vine un antrenor, poate vine Dan Petrescu, Doamne ajută, îi bagă cu fundul în poartă și aia e. Stăm să o luăm cu 1-0, murim eroic. Adică și poate prindem un contraatac. Și care e diferența dintre a pierde ceva mai estetic cu Rădoi și a pierde scrâșnit cu Dan Petrescu? Diferența e tot aia. Deci povestea e să nu mai pierzi. Dar ca să nu mai pierzi, trebuie să ai imaginea exactă a locului tău în lumea fotbalului. Păi să-l stabilim. Cred că ăsta e rostul discuției. Da, suntem la ora asta undeva între grupele 3 și 4. Ăla e locul nostru. Deci e o chestiune de lungul nasului. Atât și nimic mai mult. Nu e o dramă că pierzi. Sigur, e neplăcut să pierzi de 4 ori la rând, chit că două meciuri sunt amicale. E neplăcut să... dobori niște recorduri pe care nu ți-ai propus să le dobori, da? Adică să te învingă Georgia, să te învingă Armenia în premieră, să te învingă Anglia după 51 de ani. Da, astea sunt lucruri neplăcute, dar sunt lucruri care sunt consecința unui deficit de valoare, unui deficit de competență, unui deficit de autoritate tutelară în fotbal, unui deficit de impresariere corectă și transparentă a jucătorilor.
este o sumă de cusururi care se adună și care nu pot da decât așa ceva. Se adună de 30 de ani încoace, adică ăsta e rezultatul muncii depuse în trecut. Sigur că da, eu am fost privit chiorâș când am spus trăim din osânză în anii aia 90. Este osânza din comunism. Comunismul nu îți dădea de mâncare, dar comunismul avea un sistem de constrângeri, de restricții și de îngustare opțiunilor care te obliga să faci sport pe tine sportiv de performanță. Nu ți era mintea la un transfer după două meciuri jucate, că n-aveai voie să pleci, plecau pe alese câțiva jucători după ce făceau 35 de ani. Da? Și trebuia să tragi de tine. Și trebuia să interiorizezi poziția privilegiatului dintr-un sistem comunist. Da? Erai fotbalist la Steaua, la Dinamo, unde erai, la Craiova chiar, la sportul studențesc în ultima vreme, și știai că o duci mai bine decât ceilalți. Mai vezi un aeroport din când în când, mai primești o diurnă, mai ieși din țară, ai niște avantaje, ai niște înlesniri și pentru ele trebuie să tragi. Și să tragi într-un domeniu pe care ți l-ai ales până la urmă, pentru că tu ai fructificat o plăcere din copilărie, dat-o cu piciorul într-o minge. Da? N-ai făcut fizică atomică pentru un meci cu Costa Rica. Ori, după anii 90, când s-a trăit în siajul acestor acumulări cu biciu, da, a venit relaxarea. Iar relaxarea a produs un tobogan pe care noi am tot coborât. Povestea este logic. Că lumea e relaxată, da. Toți cei care sunt mai buni ca noi, tot relaxați sunt, că n-au niciun bici deasupra capului. Ei acum vor fi reușind de relaxați. Că pe lângă toboganul pe care spui tu, e și un tobogan pentru profesionalism. Știu. Care merge la oaltă cu societatea, cu lipsa de educație, cu lipsa de înțelegere, cu a pune mâna pe o carte. Băi, o carte nu e o rușine. Deci, pe bune, am văzut fotbaliști care vorbeau din doi în doi. Știu, dar am văzut și fotbaliști foarte inteligenți. Am și discutat cu câțiva. Ba chiar am primit complimente de la câțiva fotbaliști cu care m-am întâlnit întâmplător în benzinărie. Eu nu făceam plinul că n-am la ce. Cumpăram dulciuri pentru părinți. Și m-am întâlnit cu Emma Dolha, cu Emilian Dolha, da? Care mi-a spus, să știți că am citit cu inima smulsă din piept și mi-a plăcut foarte mult. Și m-am crucit când am auzit. Da? Mai sunt, deci cunosc fotbaliști, chiar că nu-i cunosc personal, i-am auzit vorbind la televizor, sunt dezghețați. Însă că i-am auzit pe unii portughezi vorbind mai bine decât unii de-ai noștri. Da, nu sunt la fel, evident. Unii sunt Adică ce vrei obtuzi? Să spui, că am făcut o generalizare ne la locul ei? Nu, că ai făcut o generalizare. Sunt tot felul de niveluri, adică la fel ca în toată societatea. Adică există și ingineri străluciți și ingineri proști sau banali sau bonți. Nu știu, da. Nene, citesc niște interviuri în 442, văd niște declarații ale unor antrenori. Să știi că interviurile alea plate pleacă și de la întrebări. Știi că poate și cel care întreabă răspunderea lui. Eu recunosc nenumărate vinovății ale presei. Da, noi am deraiat acum. Nu, asta e cauza. Asta e cauza la noi. Suntem în cauze. Mai e o cauză, corupția. Corupția care a explodat după anii 90. Pentru că înainte funcționa frica. Da? Uh-huh. Erai trimis ori la batalion disciplinar, ori în pușcărie, ori te făceau ascuns. Acum, libertatea asta pe care unii încă nu știu să o gestioneze, a produs fenomene care nu existau și care există și în alte țări, dar la niveluri mai mici. Pe urmă, există o tradiție a libertății și a opțiunii pe care noi încă nu avem. Noi avem 30 de ani de libertate, alții au 300. Și atunci firește că privesc lucrurile mai relaxat și firește că la ei corupția își face loc ceva mai greu. Există, firește că există. Există, dar și când te prinde, nu te apără toată lumea. Da, și asta e adevărat. E o diferență, adică sistemul se dă deoparte în momentul acela. Mă rog, în fine, nu o rezolvăm în următorii 20 de ani, dar vreau să vă atrag atenția că nu este prima dată când rătăcim prin niște deșerturi. S-ar putea să fie doar un episod mai lung, pentru că în ce ne privește, din 1930 în 1970 nu am fost nicăieri, am fost la Olimpiadă în Japonia. Am fost în 64 la Jocurile Olimpice, am fost invitați. Unde? La Cupa Mondială pe bază de invitație, că așa se făcea în anii 30. Da? Da? Nu te calificai, și te chemau ei. Din 70 am prins un 84
94. Da, europeanul din Franța. După care 90, 94, 98. Și Cupa Mondială s-a terminat pentru noi. S-a terminat. Noi. Și am mai avut niște europene. În 2016 și 2008. Da, 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 așa. Da. Bun, deci s-ar putea să mai stăm mult în deșert. S-ar putea. Bine, în clasamentul ăla FIFA, sau cum eu spune, am arătat și mai prost la un moment dat, cu un antrenor care este peste Mirel Rădoi, cu Răzvan Lucescu. Deci aici e paradoxul. Cu un antrenor instruit și cu o anume experiență și cu un background, că ne gândim că totuși e băiatul tatălui său, România a coborât pe 52-3, nu mai știu. Dar au fost și adversari mai buni. Da, au fost și adversari buni. Acum, situația pare periculoasă, într-adevăr, dacă luăm lucrurile foarte, foarte în serios. În ce sens? Adică ne putem duce în cap și putem rata. Bun, ai avantajul că îți vin niște meciuri cu Liechtenstein, cu Islanda, care nu mai e Islanda aia de acum 5 ani. Tu sper că ne calificăm la nu ceva? Nu sper că ne calificăm. Sper pentru Rădoi că... Da, nu, nu. Sper pentru Rădoi că o să primească o, nu știu, o guriță de oxigen măcar, pentru că da, eu încerc să mă pun contra. Eu mă propun. Încerc să mă pun în pielea lui. E într-o situație teribil de incomodă. Da. A fost numit acolo pripit, a fost numit acolo pentru, mă rog, ca recompensă pentru ce a făcut la tineret, a fost numit acolo fără o chipzuință matură și acum toate se sparg în capul lui. E firesc să aibă o bună parte din răspundere și din vină, dar nu știu dacă e numai vina lui. Hai să zicem două vorbe despre Marius Șumudic. Hai să zicem, da. Da. Adică zi tu, că ziceai că vrei să zici. Mi-e așa alăturare între Marius Șumudic și cea mai serioasă echipă din campionatul României. Pare exotică. Pare foarte exotică, da. Nu știu cum o să fie acolo. E o combinație care, sigur, se poate duce în două direcții. Poate să fie un divorț spectaculos și rapid. Și mă îndoiesc că va fi așa. Mai rapid ca lui Edi Iordănescu nu poate să fie în niciun caz. Adică în prima apariție. În primul apariție. Mandat de un meci. Da, Edi Iordănescu a mai încasat una la FCSB. Nu știu dacă îi zicea Steaua pe atunci, tot așa, a stat un meci. Mm. Și poate să fie o logodnă fericită și surprinzătoare. Da. Pe de o parte surprinzătoare, pe de altă parte gândește că o să vină două lumi de la care aștept să se ciocnească zgomotos și care ar putea să se pupe. Adică ai o echipă care e recunoscută la ora asta drept cea mai serioasă din campionat, a trecut și ea prin mici cutremure financiare și nu numai, au plecat și de la ea oameni importanți, unii s-au întors, alții nu, Marian Copilu s-a întors, Iuliu Mureșan nu. Deci e minunată prin comparație cu ceilalți. La nivelul României, este un chior în țara orbilor. Dar un chior care a luat 4 campionate, la rând. O echipă unde ai, nu știu dacă ai stabilitate financiară, dar ai infrastructură, ai o seriozitate dată și de anvergura ultimelor două decenii, și de prestanța și prestația anumitor jucători de tipul Deac, de tipul Camara, de tipul Burcă, Vinicius, care am impresia că pleacă, și ar mai fi. E nevoie de împrospătarea liniilor, pentru că Hoban nu o să joace până la 90 de ani, de altfel am impresia că nu o să mai fie la CFR. Vinicius cred că pleacă și el, nici Deac nu mai e tinerel, deci e nevoie să vină ceva din urmă. S-a făcut deja un transfer bun după mine, Jonathan Rodriguez, care nici el nu e un tinerel, dar e foarte bun. Și în acest peisaj apare și Șumudică. Apare un antrenor gășcar. Da? Un antrenor șmecher, un antrenor argotic, un antrenor spectaculos la conferințele de presă, indiferent că vorbește turcogheză sau turcogheză-română sau ce limbă fie aia în care vorbește el, că nu e în România, indiferent că vrea să demonstreze că nu e mică, indiferent că spune Dică e jumătate din Șumudică, ceea ce este corect, este un joc de cuvinte foarte bun, indiferent de toate picanteriile lui cu anticârcel, cu mama a scăpat și a să fac grădina într-o zi după ce i-am dat anticârcel, el este un antrenor. E bun, e bufon, da, dar e nevoie și de așa ceva. E nevoie și de antrenori care să nu fie scrobiți. Eu nu-l văd și Șumudică în costum. Niciodată. E nevoie de oameni care să... El fiind... Nu încape. Eu pot să fac glume, da, cu grași, da? Să nu se spere domnul Șumudică. Da, cred că și eu pot. Da, deci eu pot. Asta. Da. Cum se așează costumul pe burte, e... E genul de antrenor care a reușit ceva asemănător la Astra.
cu niște pleziriști iremediabili, aparent, da? De tipul Alibec și Budescu. Deci sunt oameni cu care să mergi la grătar, la un concert de, nu știu, de manele sau de muzică lăutărească. Asta va fi interesant, da, pentru că debutul lui Șumudică va fi concomitent cu Antoldul la Cluj. Da. Și este un personaj pe care nu-l văd lipit de Antold, dar va fi foarte interesant. Da, da, da. Nu, mie mi se pare bună alegerea CFR-ului. E o alegere înțeleaptă. Ei nu prea fac mișcări hazardate. Judecă. Sunt croitorii care măsoară de 7 ori înainte să taie odată. De obicei, mai fac și pași greșiți, e inevitabil, pentru că discuți despre lucruri pe care nu le poți controla, pe care poți să încerci să le anticipezi, dar nu-ți garantează nimeni că reușești. Dar e o combinație interesantă și din punctul ăsta de vedere, CFR-ul este favorit. Astăzi a fost o ediție atipică, am vorbit numai de fotbal românesc, asta e, da, situația. O să ne treacă data viitoare, ne întoarcem în sferele. O să fim în plin euro. Da. Nu uitați să dați like, share, subscribe acolo unde este cazul. Vă mulțumim tare mult. Și uite, îți propun pentru data viitoare, poate zicem ceva de domnul Donnarumma. Da, da, sigur. Și celebra exprimare, dacă la 21 de ani refuzi 8 milioane de euro pe an de la clubul care te-a crescut, da, atunci ce fel de om ești? Ce fel de om ești? Foarte interesantă întrebare. Haideți să punem masa. Ok. Okay. Măsuța. Asta. Oale, pulcele și tigăi. Spuneam like, share, subscribe, dar și mâncare, fraților. S-a umplut masa aici pentru că domnul Radu Paraschivescu, proaspăt sosit din Spania, onorează masa, da, cinstește masa. Cinstește masa, deși nu e naș. Oricând, da, se poate, cu brânză, da, hamon, îți cam plouă, da, plouă și pâinea este luată loco. Da. Da. Bun, să începem să povestim. Dumneavoastră povestiți că eu mănânc. Și pe urmă invers, vorbesc eu și mănânc. Da, zic-o. Da, bun, brânza și hamonul sunt luate din piața centrală din Valencia. Mi s-a părut logic să fac așa ceva. Am luat... E bun? E bun, ok. Ți-am pus și la pachet, să știi. Să fii fericit. Mulțumesc și eu, răbăz în partea mea. Da, mi-au spus și cel de la care am luat brânză și cel de la care am luat jambonul, mi-au spus, a, nu se ține în frigider. Zic, cum să nu? Că din ziua a doua începe să meargă. Nu. Se strică. Dacă îl puneți în frigider, se întărește, își pierde o grămadă de proprietăți. Mi-a explicat ea acolo, în spaniolă, pentru că altceva nu fumează. Și da, Dumnezeu sănătate. Da, și am spus, hai, ce se poate întâmpla? Poate nu-l mai găsesc în locul ăsta și îl găsesc 10 cm mai încolo. Ca un fel de cașcaval. Așa. Un pic afumat, dar iute, în același timp. E superb. Deci e superb. Aici s-a mai mâncat în studio, era o cantitate mai mare, dar trebuie să înțelegeți că gazdele noastre de la Mindopoly au mai servit și ele. Mulțumim, Iuliana, mulțumim, Dan. Da. Pentru colaborare. Dan, ai apucat să mănânci? N-ai apucat? Da. Îți lăsăm? Da. Nu-ți lăsăm? Treaba ta. Da. Ce ăsta e din... Asta este tot din Valencia luat. Da? La tăviță. Poate să ți-l taie și pe loc. Am văzut picioarele alea pe care povesteai tu așa, un oameni care cântă liric la jamboni cu niște cuțite de înaltă performanță. Da. Și asta este partea plăcută a mesei, pentru că sunt lucruri recunoscibile. Mie îmi place brânza tare, recunosc. Chiar asta, dacă e și picantă, cu atât mai bine. Dar așa ți-a și dat. E cerutul și ai spus, băi, să fie tare? Nu, mi-a plăcut. Mi-am dat seama că e tare. Mi-am dat seama că e tare și am spus, din asta vreau. M-a ajutat și Irina printr-o confirmare sobră din cap. Și am luat pentru mai mulți prieteni. Am spus, e păcat. Mai ducem și la neamuri și la prieteni. Și îmi plouă și mie acum. Te văd cu câte lan te desfășori. Da, spuneam că e partea plăcută prin aceea că e recunoscibilă. Nu toată mâncarea spaniolă, în Valencia, dar nu numai, este ușor de recunoscut de un român. Ce ai făcut? Că simt că ai făcut ceva. Da, eu n-am făcut nimic, mai degrabă ei.
cei la care am mâncat, am ajuns la un restaurant chiar în centrul Valenciei și am intrat acolo în ideea că meniul ăla al Minter Generos are și o componentă, o variantă în engleză. Nu era. Și am spus, bun, ok, ne descurcăm noi într-un fel. Ni s-a spus că meniul ăla e mai mult de formă, că de fapt trebuie să optăm pentru una dintre cele două variante de meniu al zilei. Am întrebat de sfânta limba engleză, nu era, și atunci am mers pe ghicite. Și am văzut eu acolo cuvântul huevo, pe care l-am recunoscut de ou, da? Și am spus, dacă e cu ou, nu poate să fie rău. Decât omleta, ai zis. Da, am pățit-o și cu omleta. În ziua următoare, la micul dejun, am mâncat lângă această fabuloasă piață centrală din Valencia, la un restaurant unde am cerut o poveste cu M, nu mai știu cum îi zice. No, Montadino, nu mai știu. Nu arăți bine la față. Nu, o formă de sandwich, nu, aia era partea bună. O formă de sandwich, o bucată de baghetă prăjită, peste ea jambon, firește, și cu un pic de ulei de măsline pe pâinica aia. Bon. Aia era bun. Și am cerut și o omletă, sau noi ce obțin, așa am crezut că cerem omletă. Și a venit domnul care ne-a servit, care avea un păr abundent, așa ieșindu-i prin cămașă, și la fiecare lucru pe care ne-l aducea, făcea oh my god, oh my god, oh my god. Adică, Dumnezeule, ce bunătate vă aduc. Hai, în extaz cu voi. Și acolo era ceva cu un aspect incert și ușor periculos. Noi am întrebat că e omletă, nu era omletă. Era o combinație vătămătoare de la un punct încolo de un anumit tip de fasole, cred că era, din ce ne-am dat noi seama, cu niște ou, floștomocit, așa făcut, așa, dincolo de recunoaștere, cu cârnați, cu chorizo și cu ghici. Ghici? Ce? Jambon. Da, și cu jambon. Deci îi pun jambon și în înghețată, scumii, și în compot, și în gemul de prune, îi pun jambon. Pentru că există. Da, mi-am spus că dacă la un moment dat Catalonia spaniolă se va uni cu Catalonia franceză, imnul lor va fi jambon en fond de la patrie. Aha. Asta o să fie. Da, jambonul este nelipsit. Mie îmi place. Recunosc, eu aș mânca jambon în fiecare zi, știu că nu-i bine, dar acum fac o cură de asta, nu știu dacă mă ating, de dejambonizare, pentru că produsul este omniprezent. Te îngrașă un pic, na. Și am ajuns la restaurantul ăla unde am pus degetul și am zis, asta vă rog să-mi aduceți, serviciul altminteri cam prost, să fim sinceri. Și a venit ceva, un recipient, în care era o zeamă verde, așa, un soi de mătasea broaștei, cu un ou cu mai la consomeuri. Spanac. Nu era spanac. Cum zici? Mazăre, care părea cam crudă, și cu o secreție, când pot să spun altfel, care părea strănutul unui animal preistoric. Pe acolo, în farfurie. Ai mâncat? Și am luat de câteva ori. Bă, era atât de foame, că, în urmă, cred că l-am mâncat pe tot, dar bine, nu mi-a fost. M-am dus să mă uit în oglindă să văd ochii sunt la locul lor. Dar ce era? Mi-a căzut mustața. Nu știu. Nu știu. Aha. Nu știu, că eu am recunoscut doar huevo. Te-au văzut și au zis, da, român, putem să-i asta merită. Da. Și la felul 2, nu mai știu, a fost ceva cu cartofi prăjiți pe care n-am avut voie să-i mănânc. Că corect. Irina mi-a interzis. Deci o masă nememorabilă. Bucătăria spaniolă e o bucătărie după care te dai în vânt doar dacă ai făcut în prealabil o cură de bucătărie poloneză. Polonezii au isteria cârnatului, pe care îl înfig absolut oriunde. Am mâncat paella senzațională în Spania, acolo lângă Valencia. N-am voie cu orez. N-am voie orez. N-ai voie orez? N-am voie orez. De ce te-ai dus în Spania? Ea mănâncă doar orez. Te-ai dus într-o delta. Lângă Valencia este o delta. Da. O ceva de asta. Și acolo, la un restaurant de pe delta, ăștia aveau două feluri. Ne-au și arătat. De cetățeni aici, paella cu fructe de mare, de delta, respectiv, că aveau scoici în delta și alte chestiuni de genul ăsta, și paella pentru oameni normali cu porc și alte lucruri. Bine, au multe feluri. Să ne ajute Dumnezeu și să dea sănătate la cine a gătit. De asemenea, am mai mâncat într-un restaurant în care am fost zoriți să ajungem, pentru că era foarte, ori era aspirant la stele, ori chiar avea o stea sau ceva de genul ăsta. Am mâncat anghinare
Singura înghinare din, pe care, băi, dar era senzațională. Da? Senzațională. Deci ce a făcut băiatul ăla din înghinare, mă, era să mănânc de unul singur acolo, zicea, băi, ce-ți lăsați aici, ce ați adus, ciocolată înghețată la final? Mm-hmm. Nu, dați-ne înghinare, pe cuvântul meu. Deci era ceva făcut. Da, știu că pare suspect. Amenințător, da. Da, da, nu, a fost senzațional. Da. Mai mănânc și eu din când în când înghinare forțat. Păi aia, după care am mers la colțul străzii într-o noapte și am rugat să ne facă un platoaș con queso. Queso manchego. Așa. Cu astea am trăit și eu. Măsline, senzație. Da, da, aduceți-ne și o sticlă de vin. Da, așa se face. Nu, cu platoașe de genul ăsta m-am hrănit și eu mai pe seară când nu e bine, pentru că ajungeam târziu la masă. Noroc că exact sub locul unde stăteam noi, prin centru, era un restaurant care ținea deschis până pe la 12, până după miezul nopții, 12:30, și ne-am dus de vreo 2-3 ore acolo. Nu știu dacă am avut o experiență memorabilă, culinar vorbind, mai degrabă nu. Deci, mie, sincer să fiu, mâncarea spaniolă nu-mi spune mare lucru. Repet, n-am voie una, n-am voie alta. N-ai voie, da. N-am voie. Paella n-am voie, că mi-ar plăcea, dar paella cu... Ai văzut fără fructe de mare. Și nu... Dimineața la micul dejun la hotel, n-ai remarcat că au ciuros cu ciocolată în fiecare? Am remarcat, bine, nu, n-am stat la hotel, am stat într-un apartament închiriat, în regim pe hotelier. Pe stradă când coborai? Pe stradă sunt ciuros, cum nu să... Nu umblau ciuros în două picioare cu ciocolată după ei. Ciuros cu coprigi în coadă, da. Nu s-a remarcat acest... S-a remarcat, dar nu s-a luat. Nu s-a luat. Că s-a... A fost cu diabet. Înțeles, iar la Sagunto, unde am fost cu prietenii aceștia, cei trei, cu mine pe post de chibiți, au băut orceata. Orceata este o băutură răcoritoare, făcută din nu știu ce și nu știu cum. Semințe, niște, și un fel de alune, pentru că e dulce. Am luat o gură, mi s-a dat o guriță. Are un pic de gust de mucegai, aparent, primul gust, dar e bună, e foarte bună. Eu am crezut că deslușesc vagi asemănări cu Braga, mi s-a spus că bat câmpii. Nu, Braga e îngrozitoare. Deci băi, Braga am încercat poate... și eu odată, nu. Este rebăută, asta e impresia. Când da, pe nu, dar mai... nu se poate bea, asta Braga și Gvas, să te ferească Dumnezeu. Gvas n-am încercat. N-ai încercat? Tata fiind dobrogean, bea Braga cu Polobocu. Am și Gvasul pe care l-am găsit la Tiraspol, eu am vizitat Tiraspol înainte de toate nenorocirile. Știi cum aveau? Aveau niște automate din astea în care îți fălai singur cănile. Erau niște halbe și se puneau halbele acolo, populație foarte disciplinată, după care, după ce beai, te duceai la un... apăsai pe un fel de țâșnitoare și se spăla cana aia, din care a băuse altul înainte. Da, da, da. Și pe aia te așezai la coada de vas și venea chestia aia. Da. Nu, n-am încercat. Dar să ne întoarcem în Spania. N-am încercat, însă... era și un lucru bun, apropo de mâncarea lor. Mi-a găsit Irina, tot acolo la Sagunto, înghețată de hamon. Turon. De? Fără hamon. Turon. Turon? Turon. Turon este un fel de nuga, substanța din care se face un fel de nuga, de două feluri. Una de tăiat cu drujba și care îți compromite dantura, poți să fii și tigru, spargi colții în ea. Este tare, de dat la dușmani. Și una moale. Păstoasă, așa, o nuga bună, cred că n-am avut ocazia. Și există și înghețată din așa ceva. Și înghețata era fără zahăr, că așa mi s-a dat. Am găsit pe plajă, pentru tine, la Sagunto, o înghețată fără zahăr de turon, foarte bună. Deci nu se dai seama că așa ți-aduc un cup de gheață într-o zi, dacă vrei. Dar nu se dai seama că e fără zahăr. Că aici la noi scam dai seama. Dar coadă de taur nu ați găsit? Nu, am văzut, n-am cutezat. Nu. Iar micul dejun era o chestiune relativă. Mergem aici să mănânci coadă de taur. Dar cred că am lăsat în Franța așa ceva. Dacă lăsați spani, taurul e spaniol. Știu că e spaniol, da. Francezul poate să facă coadă de cocoș. Sometimes the bully wins. Era un banc. Nu, mergem să testăm acest lucru aici în România. Da, asta mi-a plăcut însă. Înghezat ar mai fi ceva de spus? Nu, repet, nu e o bucătărie care să mă fascineze și nu mă simt prieten cu ea. Probabil că e vina, nu, sigur e vina mea, nu e vina lor. Însă neavând voie una și alta și având voie, având mai puține interdicții, culmea la bucătăria maghiară sau la bucătăria franceză,
ajung să-mi placă mult mai mult. Bucătăria franceză e și rafinată, bucătăria maghiară nu e rafinată, e de exterminare, dar e foarte bună. Adică de câte ori am mâncat în Ungaria, am fost... m-am simțit grozav după aceea. Da. Anunță dumneata următorul subiect, te rog frumos. Da, următorul subiect cred că ar trebui să fie despre Jocurile Olimpice sau despre campioni olimpici și cât timp tu te mai îndeletnicești cu ce se vede în imaginea alăturată, eu am să vorbesc despre o campioană la gimnastică și cu ocazia asta poate îmi repar câteva dintre păcatele pe care le-am comis spunând că mie gimnastica nu mi se pare un sport. Ok. Și că este o formă de dresură. Păi stai să dăm genericul. Așa. Și să începem. Ok. Podium și Pluton. Și iată acum despre, după generic, vrei să vorbești despre? Despre o gimnastă din anii 70, pe care o cheamă Ludmila Turișceva și care este o mare campioană. Are în total 24 de medalii doar de aur, individual și cu echipa URSS-ului, la Jocuri Olimpice, campionate mondiale, cupe mondiale și campionate europene, plus alte chintale de medalii la alte competiții. De ce Ludmila Turișceva? Pentru că este una dintre campioanele cu care eu am crescut pe vremea când credeam în gimnastică și o priveam ca pe un sport de adevărat. La eram candid pe vremea aceea, eram firește în fascinația Nadiei. De ce Turișceva? Pentru că este o sportivă, sau a fost o sportivă grațioasă și cu forme. Poate spun o nerozie acum. Dar din anii 80, încă 70 chiar încoace, au apărut spiridușii de 1,30 m, de adică 25 de kg. Au fost aduși copiii. Ce mi-a plăcut acum, uitându-mă și citind despre Ludmila Turișceva, este că Ludmila Turișceva a început gimnastica la o vârstă la care alții se pregăteau să fie campion mondial sau europeni. Deci a început gimnastica la 13 ani. Azi e de negândit să te apuci de gimnastică profesionistă la 13 ani. La 13 ani deja trebuie să ai nu știu câte concursuri la care ai participat, dacă nu cumva le-ai și câștigat. Ori Turișceva s-a apucat foarte târziu, este cecenă, este din Groznăi, face 69 de ani în octombrie și se căsătorită cu un alt mare campion olimpic al fostului URSS, cu Valeri Borzov, sprinter. Și încă un motiv pentru care am ales-o pe Ludmila Turișceva, pentru că a fost un om elegant ca sportiv. Sportivii, gimnaștii, sunt fie teribil de concentrați pe ceea ce au de făcut, robotizați aproape, vezi Nadia, care era robotul care nu zâmbea până când i se afișa nota. Am aflat ulterior și de ce. Da, dar nu e singurul caz. Ia-le pe sportivele din fostul RDG, ia-le pe unele dintre rusoaice și o să vezi aceeași forma mentis exprimată în gesturi. Ori Turișceva zâmbea. Turișceva avea o seninătate pe care eu, unul, cu ochii mei de atunci și revăzând cu ochii de acum, n-am mai văzut-o la niciun gimnast. Și avea un fair play pe care nu l-am observat la alți gimnaști. Eu țin minte imaginea de la Montreal, de la Jocurile Olimpice. Turișceva tocmai fusese detronată un an mai devreme la campionatele europene de Nadia, care avea între 13 și 14 ani. Iar la Montreal, URSS-ul a câștigat pe echipe. Turișceva a venit pe locul 3, pe locul 2 venit Nelly Kim, tătăroaică. O combinație de asta de tată corean din Sahalin și mama, nu mai știu de unde. E, Nelly Kim era cu totul altfel. Era fâșneață, era înfiptă, mie mi-era antipatică. Nu pentru că era concurenta, rivala Nadiei, pur și simplu, nu-mi spunea nimic bun. În momentul când i s-a dat medalia Turișcevei, medalia de bronz, că ea a fost pe 3, ea nu s-a urcat pe podium, direct. A venit întâi la Nadia și a pupat-o. A dat mâna cu ea, a pupat-o, a felicitat-o, a îmbrățișat-o. După aia s-a dus la Nelly Kim, n-a pupat-o, atenție. Doar a felicitat-o și abia după aia s-a dus pe treapta a treia podiumului. Când a urcat Nelly Kim, a dat mâna așa cu Nadia, privind-o sticlos, da? Și cu turiști ceva aproape neprivind-o, anunțând furtuna din 1980 cu toate complicațiile de arbitraj de la Jocurile Olimpice. Deci pentru mine Ludmila Turișceva a reprezentat un exemplu de seninătate și de frumusețea sportului. Eu văd
Am revăzut acum imagini cu ea de la 14-15 ani. În anumite poze seamănă cu Jean Triplehorn, cu actrița care a jucat în Mickey Blue Eyes. Da, de asta am ales-o. Nu doar pentru prestigiul carierei, ci și pentru luminozitatea din privirea și din ținuta ei, ținută grațioasă. Pentru a completa povestea, știți bine că trebuie să o faceți la cartea lui Stejerel Olaru, da, care descrie și mecanismele din spate, cele pe care Radu le-a văzut atunci. Și despre... Le-am povestit. Dar, sigur că da. Dar poate, cum să zic, poate ăsta era zâmbetul Turiștevei, că era de o parte de combinațiile pe care le făceau diversele grupări. Știți, e rândul lui Nelly Kim să câștige anul ăsta. Și așa mai departe. Poate o să repare gimnastica asta la un moment dat, poate o să fim și noi acolo. Eu vreau să prezint o anomalie. Stai că mi-am pus aici, am și în laptop, mă scuzați, știu că lui Dan nu-i place când țin laptop în brațe. Un grup de campioni români din generația de aur a handbalului a trimis o scrisoare către ministrul sportului, domnul Eduard Novak, alminter renumit pentru faptul că nu prea stă el de vorbă mult cu federații și alte lucruri de genul ăsta, în care trag un semnal de alarmă, pe mine asta mă distrează, trag un semnal de alarmă despre starea gravă a handbalului românesc, agravată și de faptul că, mă rog, nu, băieții nu merg la niciun Euro 2022 cu 24 de echipe, echipa feminină nu s-a clasat la Jocurile Olimpice 2021. Scrisoarea asta e semnată de majoritatea oamenilor care au câștigat titlurile de campion mondial și Cristian Gatu, Vasile Stângă, Ștefan Birtalan și alții ca ei, mari campioni pe care i-a avut România. Și oamenii evident că sunt nemulțumiți. De ce am numit acest fenomen anomalie? Îl numesc anomalie pentru că nu poți să tragi semnale de alarmă, bine, aici e și o bătălie politică cu actualul președinte al federației, dar nu poți să tragi semnale de alarmă câtă vreme ai condus federația asta și ai făcut parte din toate structurile sportive ale sportului românesc, cât ai fost în anii tăi cei mai buni și nu la pensie. Adică... Trimiterea la Gațu. Da, este evident. Adică, adică e un autoreproș, până la urmă. Pe teren sunt jucători între 20 și 30 de ani. Asta este media de vârstă a celor două naționale. Adică oameni care s-au născut și au crescut în mandatele domnului Gațu. Adică ei acolo s-au format ca sportivi și ca oameni. Și acum ce semnal de alarmă să tragem? Că sunt proști? Sportivi în sensul ăsta. Da. Tragem un semnal de alarmă. Da. Foarte bine. Că parcă rezultatele erau altele cu 20 de ani în urmă. În mandatele lui Cristian Gațu. Da, de ce? Pentru că fenomenul pe care l-ai descris anterior. Da, nu știu dacă numai de asta. Nu știu dacă nu mai așa. Bun, sunt mai multe fenomene adunate la... Adică noi totuși am avut niște medalii după anii 90. Chiar am 90. Niște, chiar am avut, 90. Uite, chiar avem acolo campioana mondială la handbal tineret, 1900 tineret fete, cred că 1998. E o farfurie din asta memorabilă. Am avut niște vicecampioni. Am avut un loc 3. Am avut un loc 2 la Moscova și am avut un loc 3 în epoca modernă, când ne-a antrenat la fete, vorbim doar de fete aici, pentru că handbalul masculin nu mai produce. Nu mai există, deși și el la un moment dat dădea semne de viață. Pe vremea când Robert Licu juca, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat după 90, încă mai aveai speranță. Încă mai aveai, trăiai un pic din niște amintiri, din o sânzaie. După care lucrurile s-au agravat ca și în oricare alte sporturi din România și au început să meargă accelerat în jos. Aici, mai puțin aici, durerea e și mai mare, pentru că la fotbal tu ai avut ca performanță, bun, ai avut-o pe Steaua în 86, dar naționala era să prindă o semifinală mondială. A fost la câteva minute de o semifinală mondială. La handbal masculin tu ai fost de 4 ori campion mondial. Da. Sigur, de mult. Aveam eu ultima dată 10 prin 74 și am mai prins Olimpiada din 80. Da. Din 80, scăderea a fost continuă. Pentru că multe alte țări au început să învețe. Adică dacă ne-ar fi propus cineva un amical cu Egiptul, ba chiar cu Franța, în 80, am fi râs disprețuitor. Acum nu ne mai acceptă Egiptul pe noi. Între timp, ei au crescut și au adus niște profesioniști. Atenție, a fost și un lucru foarte interesant în actualele
în zilele noastre, în ultimii 6-7 ani. Aici a venit o echipă spaniolă, destul de așezată, cu niște profesioniști din Spania, care au fost refuzați de sistemul din România. Adică, unul se spune, ce să ne mai zic dumneavoastră. Naționalele României au fost conduse de cei mai importanți doi antrenori din lume. Adică, noi, Xavi Pascual, care acum vine la Dinamo într-un proiect din ăsta extraordinar, da, Xavi Pascual, care a fost antrenorul Barcelonei, și Martin Ambroș, care a fost antrenor la fete, ca și cum i-ai duce pe Guardiola și Mourinho să-ți antreneze două echipe românești. Cam asta a fost, adică niște încercări s-au făcut. Cert e că se întâmplă ca schimbul ăsta de generații să nu mai răspundă, cel puțin la nivel de fete, iar la nivel de băieți lucrurile suntem atât de departe instituțional de alte țări. Da. Poate ar trebui să ne uităm un pic în genă. Am avut o discuție în Danemarca, la campionatul european de acolo din Danemarca, când s-a câștigat acel loc 3, cu un domn din țara vecină, din Suedia, nu mai știu, sper să nu încurc să fost suedez sau danez, în orice caz de acolo, care a întrebat câți jucători sunt la nivel profesioniști și în România și, mă rog, s-a spus că 7.000 legitimați. Da. Și el a spus, pe cum, 7.000 de oameni și voi luați locul 3, că noi suntem 150.000 de legitimați în structurile astea de handbal. Și atunci diferențele au venit de-a dreptul ușor. Era o statistică ridiculizantă pentru noi, referitoare la hockey de acum 20-25 de ani. Asta e alt sport la care a murit de mult. Într-o vreme priseserăm grupa A. Sigur, mâncam niște bătăi înfiorătoare, dar e echipa lui Doru Tureanu. Da, dar eram în grupa A. Acum nu mai existăm în hockey. Și statisticile de acum 20 ceva de ani spuneau, la o comparație între noi și Canada, mă rog, exemplul nu-i bun, că noi aveam 400 de jucători legitimați și ei aveau 8.000 de patinoare. Da. Adică, da, mai avem, e momentul ca noi să învățăm de la alții. Asta este, și să vrem să o facem, să nu ne credem inventatorii cozii prunei. Adică noi nu suntem. Da. Tot respectul și tot felicitările pentru ce s-a întâmplat acum 50 de ani, lumea s-a schimbat și cu contribuția noastră. O facem și noi un pic mai bună. Cam asta am avut astăzi. Da. Mai iau o migdală de aici. Masa acesta spaniolă. A fost episodul 10, care le și întrece, sperăm, pe celelalte. Da, asta a fost măsuța spaniolă, mă rog, așa, busterică, pentru că noi vorbim în registru diminutival. Niște migdăluțe, un pic de brânzică. Am făcut un platoș ăsta cu migdale, ne-ai dat. Da. Sunt de la locul feței. Multe calorii în fiecare migdală. Știu. De-aia mă țin departe. Atât a fost de spus. Da. Like, subscribe, share, știți voi, vă mulțumim. Și povestiți-le la oameni dacă v-a plăcut. Spuneți-le și altora ca să putem să mai punem, cum să zic, și alte povești pe masă aici. Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor! Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.